Să vină Virginia. Aș putea să nu stau. Nu. Zi. Stai jos. Nu. Cameră, poți să plec? Nu poți să pleci pentru că vin după tine. Să plec. Ba, nu poți să pleci. Poți să plec, cameră. Vin și te iau din cameră de la fete. Hai, stai mă, jos. Zi. Nu vreau. Zi, vorbim așa. Ia uite, bă. Opa. Virginia, bă. O chemată, băi, pe Virginia. Nu poți să-ți faci relație în casă cât eu sunt aici. Dar de ce? Pentru că nu vreau eu. Și mă chemași degeaba la camera roșie, că tot la fel rămâi. Om fără caracter, zero. Virginia, ești ok? Nu. Crezi că doar se joacă? Și asta cred, sincer. Dar deja e prea mult, adică nu mă mai simt bine. Cameră, aș vrea să vină Virginia. Neața! Moldo, ce faci? Cum ești? Mai bine acum că te-am văzut pe tine, că ești mai bine, sincer. Da. Ba, băieți, am plecat, ce-am... O diferență. Du-te, să nu mai vin. Sunt mai bine azi, puțin, da. Da, fizicul mă ajută, vocea nu prea mă ajută, dar e ok, ne revenim. Se vede. Las, încă o zi, două și ești forță înapoi. O să vină, vin ele. Dacă ne vedem azi, sunt convinsă că o să-mi vină cu totul. Da, chiar m-am trezit dimineață și am văzut că ai repostat niște videoclipuri și mi-au dat așa o energie mai bună. Da, sunt unele edituri foarte frumoase. Da, mi-a dat o stare bună, să știi. Da. Te pup. Teodora, ne cânti și nouă piesă? Că am ascultat-o de 200 de ori. Poftim? Ne cânti și nouă piesă. De ce? Am ascultat-o de foarte multe ori. Ce piesă? Aia, măi, cu Merhaba. Ah. N-am cum acum. Nu acum. Știi? O să cum vreodată. Bună dimineața, iubire. Bună dimineața, iubitule. Ce faci? Bine. Foarte bine, tu? Mă bucur. Acum că te văd, foarte bine. Eu așa și așa, nu prea am venit cu energie extraordinar de pozitivă, dar așa pe parcurs mi-o recapăt din mers. Ce să zic? Ce mă bucur că te văd. Te-a afectat discuția de ieri, Robert, dar n-ai o stare atât de pozitivă. Nu, nici vorbă, nu m-a afectat. Pur și simplu m-am trezit eu așa mai. Nu prea am dormit azi noapte, fizic. Că pe psihic stă bine. La ce te-ai gândit, iubire? Dacă n-am dormit? Da. Bineînțeles că m-am gândit la tine, iubire, dar... Neața, Alexandra. Neața. Ce faci? Bine, tu? Bine și eu răcit, nu mă simt bine. O să streacă, ai nevoie de un ceai din nou sau? Nu știu, vedem mai târziu. Am înțeles, cum ai dormit, ai odihnit? Da, m-am odihnit. În sfârșit, după atâta timp. Am întâlnit odată. Dar ce va veni să vă îmbrăcați la fel, Robert? Păi noi, după ce vină misiunea, mergem la o nuntă și am să nu ne mai schimbăm. Mergeți la nuntă? Păi așa mergeți voi la nuntă. Da. Păi ia să-ți iei ceva pe tine, că nu-mi place. Un plover ceva. O helanță. Să-ți iei un bar palac ceva, nu știu. Am zis să nu ne schimbăm de două ori.
Da. Glumim, așa ne-am gândit noi, să ne asortăm, să fim la fel. Să fie sore, cică. Să fie sore. Și la ochi, eu am văzut, văd că v-a spus albastru. Și părul, o, vezi, Alexandra, deci tu vezi? Detalii. Deci tu ești atent la detalii, mă, șochei. Nu, e doar... Ai, nu par avea, da. Am zoom pe voi. Dar și părul e la fel, nu vezi? Păi și părul, da, da. Suntem gemene. Sore. Sore. Sebastian, ce părere ai? Sore. Sore. Poftim? Îmi pare rău că nu m-am îmbrăcat și eu în albastru. Adică am ținut să mă îmbrac în albastru, dar am zis că mă îmbrac mâine, dar uite. Vrei să te asortezi cu Alexandra? Și Gagea. Nu, deci când am venit aici prima oară am zis că mă îmbrac în albastru, dar nu știu, m-am schimbat pe traseu. Păi și ce, că suntem în familie? Lasă că s-a îmbrăcat Robi. Proastă glumă, Giulia. La a treia ieși în față. Giulia, dă glumele înapoi. Mi-a luat puțin să o prăzut. Giulia, să-mi dai glumele înapoi. Da, Gagea. Da, cam atât. Bună dimineața, Virginia. Bună dimineața, Patrick. Ce faci, univers? Bine, soare, tu? Bine, Melcule. Cum ești? Sunt bine. Rebecca, ce faci? Bine, tu? Vă iau pe rând. Ce cămașă frumoasă ai. Da, mulțumesc. Mai bine lăsai sus. Da. Vezi că și bărbatul tu a purtat asta într-o gală. Și ce? N-ai mai zis să meargă sus. Păi de ce crezi că a zis așa? Nu, nu știam, nu mi-am aminteam. Nu, chiar n-am zis intenționat. Da. Tu, Casian, ce faci? Cum ești? Bine. Te-ai mai obișnuit aici, Casian? Da, m-am acomodat. Din toate punctele de vedere. Nu să zic ceva, da? Ce a zis la un moment dat Robier. Ai zis la un moment dat tu, Robi, că Robert are o aroganță pe care nu are cu nimeni cu mine. Da. Și în momentul ăla Robert nu te-a contrazis. Era la masă. A zis era da, masă. Și nu te-a contrazis deloc. Da. Și aș vrea să întreb pe Robert de ce. E cam greu pentru tine să înțelegi, Anthony. Pentru că Robert nu răspunde răului cu rău, înțelegi? Dar nu era... Și dacă nu spune nimic, e pentru că știe că nu este așa. Poți să percepi, să înțelegi. Deci îl faci practic. Păi ce întrebare e asta? Acum și bunătatea îi judecată și... Nu era. Eram doar eu la masă. Dar e vorba despre faza aia când a luat-o pe Julie de mână, no. Și efectiv Anthony no. Vorbea nu, singur. Ce vorbea la masă, nu? Vorbea singur nu și a luat-o de mână. Păi da, pentru că vorbiți despre nimic, nu înțeleg ce continuați atâta să tot vorbiți și după aia o numiți ceartă. Cine a numit o ceartă? Scuze-ne, Julie, te rog să ne iei că te-am. Păi mai terminați odată. Eu știu despre asta era vorba. Julie, eu știu despre ce este vorba, eram la masă, era Julie atunci prezentă, cred că nu. Exact. Și a zis, a făcut Robi, dar a zis o sub formă de glumă. N-a zis o sub formă de glumă, a zis o serioșteasă de vreo două ori. Și okay. Nu l-ai contrazis. Eu ce trebuia să zic? Să aprob, să nu aprob? Am lăsat-o moale și nu m-a interesat. Nu, și pur și nu l-ai contrazis și asta te întreabă Anthony. De ce nu l-ai contrazis pe Robi? De ce are aroganță? Că se vede acum, trebuie dacă s-au văzut niște chestii și... Că nu te suportă nici el, nici Julie, ce atât de greu. Vreau să precizez ceva, am mai avut Robert niște discuții aici și era cu Robi și Patrick și n-a plecat. Când aveau discuții cu mine, a plecat. Dar ce voie să fac dacă vine iubita? Dacă a venit și iubita lui. Și atunci a venit Giulia. Pentru că eu i-am spus, hai să plecăm de aici. Lasă-mă, deci, nu înseamnă că este ceva pozitiv, Giulia. Stai un pic, lăsați-mă pe mine să vorbesc. Vă rog frumos. Hai. A venit iubita mea la mine, timpul era limitat, este clar, am avut un subiect de discuție foarte aprins, am ales să nu mai dau curs subiectului și am ales să-mi petrec timpul cu iubita mea. Dacă vouă vi se pare greșit că am prejudecat așa și am lăsat discuția în aer, este problema voastră. Au fost problema era se pare greșit. Hai să zic Anthony eu. Vorbea în momentul ăla și efectiv l-ai lăsat așa, omul continua să vorbească și tu ai luat-o și ai plecat. Ai părăsit conversația în timp ce vorbea Anthony. Cu tine și omul a zis, băi, fii atent aici, Anthony, tu știi de ce am părăsit conversația. Și nu vreau să zic. Nu, dar ai continuat așa. Și nu știu dacă în momentul când vorbești acum nu te rodi un pic. Lâncare. Pe mine? Da. Vezi că eu, de bine de rău, n-am început nimic. Tu ai început cu mine ceva. Ce am început, Anthony? În momentul din gală și ai continuat și ai continuat și au mai fost niște chestii. Și poate cum a zis Robi, dacă le-am lăsat să treacă, le-am lăsat să treacă tocmai pentru că am văzut că ești un om bun în sinea ta. Ok, pe tine te-a deranjat faptul că ți-am făcut acea remarcă în gală și atâta tot asta știu, da? Ai perceput-o tu greșit, dacă tu ai perceput-o greșit, dacă mă consideri arogant față de tine, asta e, da, uite că sunt și ca să te mulțumesc, ce vrei. Bun, perfect. Bun, dar nu... Sunt arogant. Bă, o secundă, ca să nu și are loc. De ce? Pentru că eu cu tine nu m-am comportat cu aroganță și știi bine, am toate motivele și toată susținerea să mă comport cu aroganță.
am motive în spate să mă compor cu aroganță, okay, cu toate că nu fac. Nu cred că ar trebui să intrăm în detalii. Eu i-am spus ce ar trebui să facă mai bine pentru el, bineînțeles, cum să abordeze situația, cum să abordeze și pe Rebecca, având acel temperament, să se înțeleagă. Da, asta e. La asta te refereai, Anthony? Ce? La asta te refereai? Eu asta încercam să explic, doar că în afară mi-a spus o părere și aici și-a exprimat altă părere față de mine. Eu i-am zis să o lase mai moale aici în emisiune, să nu dea curs atât de mult subiectului. Și în gală m-a întrebat, dar tu crezi că eu fac asta intenționat? Și am zis că da. Dacă am avut o discuție și ai înțeles că ar trebui să o lași un pic mai moale, păi tu ai ales să nu o lași mai moale și să pui paie pe foc. Și de asta am zis că da. Da, pe mine dar nu mai am chef de discuțiile astea, nu știu, absolut. Dar Robert, eu te dacă vrei, dacă ai ceva întrebări, întreabă-mă, înțeleg foarte bine, dar acum nu e ca și cum dacă n-ai tu chef, noi trebuie să tăcem și să nu-ți mai adresăm nicio întrebare. Ok, întreabă-mă ce vrei tu și îți răspund. Ia uite, zi prima întrebare. Asta a fost cea care m-a interesat. De ce ai avut atitudinea asta de aroganță? No, bun, și acum, am eu o întrebare pentru tine. Acum, deranjul tău e că ți-a acordat atenție în afară și ți-a fost alături și ți-a dat niște sfaturi? Nu, no, Julie. Iar aducem chestii. Julie, nu înțelegi ce se... Păi ce nu înțeleg? Păi, Julie, lasă-i pe ei mai bine să vorbească, că nu știi ce au discutat ei afară. Dar nu vreau. Dar nu știi ce au discutat ei afară. Păi da, uite, mai devreme ai spus că... El nu înțelege că Robert îi răspunde pozitiv. Deși voi ieri ce ați făcut n-a fost un lucru pozitiv și nu este un exemplu de urmat, nu? Faptul că omul vorbea cu Robert și tu le-ai luat pe Robert. Păi, dar el a spus deja ce avea de zis. Faptul că voi vreți să extindeți ceva ce a fost deja discutat, asta e problema voastră. Nu spusese nimic. Nu, dar după ce ai plecat tu în casă înapoi... Păi și dacă eu am puțin timp pentru asta cu iubitul meu, este de apreciat faptul că am stat împreună și cum a continuat ceva ce a discutat deja și ceva ce a fost deja clarificat. Da, dar nu părăsești conversația în timp ce omul vorbește cu tine. Pui punct și după îți faci treaba și tu ce... Păi a fost deja pus punct. Tu știi ce nu știi, Julie, că după ce te-ai dus în casa ta, ei au mai vorbit despre treaba asta și s-a mai continuat discuția și s-a mai dus. Păi da, ei despre, potrivit pentru ei despre asta vorbesc. Tu nu erai aici când ei vorbeau, era doar Julia. Ei au vorbit. Și la un moment dat Robi sau nu știu cine a punctat că Robert are o aroganță diferită cu Anthony. Este arogant 100% pentru că mereu îl tratează nu știu ce fel și Robert n-a negat. Asta a întrebat Anthony. Tu nu erai. Păi bun, dacă așa îi Robert, așa îi. Dacă voi asta considerați, asta s-a întâmplat. Dar n-a considerat nimeni. Anthony, persoana în cauză, a întrebat. Nu mai vreau să pun nicio întrebare. Păi Robert deja a demonstrat cine este și cum este. Apoi, părerea voastră, puteți să o expuneți, aia e. Da, fiecare percepe în mod diferit. Ne dăm și noi cu părerea, nu cred că este niciun fel de problemă. Astăzi nu am chef de discuții. Bine, las că-ți mai pun o întrebare. Ce părere ai de simularea care a fost făcută ieri? Și că prietena lui Patrick a votat. Cu vot. A zis că te-ar vota în finală. Prietena lui Patrick. Adică pliniez, tu. A, tu? A, mai A fost simulare, ce crezi? A fost simulare, nu. Nu cred că ai spus 100% din suflet și nici Patrick nu crede asta. Dar dacă tu crezi că așa ai vota la momentul respectiv... La momentul actual, nu la momentul respectiv. La momentul respectiv de ieri. La momentul... Da, ok. Îți mulțumesc. Cu drag. Patrick, tu ce părere ai de faptul că nu te-am ales pe tine? Deci oricum nu cred asta nici mort. Dacă mâine s-ar filma finala, eu nu cred că tu nu mai vota, dacă ar fi... Dacă doamna Andreea intră azi și zice mâine e finala, eu nu cred că tu ai votat. Păi și de ce crezi, Patrick, de ce crezi că a zis Robert și n-a zis Patrick? Nu știu. Care ar putea fi motivul? Eu consider că dacă ar fi în fața faptului împlinit, nu cred că nu m-ar vota. Am înțeles, dar de ce crezi că a zis asta? Pentru că era o... Că facă și ea pe interesanta. Că ei sunt pe context și că așa e normal să ținem cu contextul, clar. Păi înseamnă că n-a fost reală dacă spui chestia asta. Am și răspuns. Că la momentul actual, Robert, pentru că are cuplu și ăsta este contextul emisiunii. Tu, Patrick, până acum, da, ai avut cunoașteri, da, mi-ești prieten, da, mi-ai fost alături, dar în același timp și Robert am avut momente în care Robert mi-a fost alături. Da, mă, ce să mai liga dreptății a făcut aici, Julia. Da, am înțeles. De rest, obi. Asta este, dacă așa ai votat foarte bine, eu n-am ce să spun. Bună dimineața, Francesca. Opa!
Nu mi-a zis bună dimineața. Patrick, designerul. A, stilistul. Patrick, bună dimineața, Patrick, ce mai faci? Uite, foarte bine, am vrut să-ți spun că ai un compleu frumos. E o salopetă. Salopetă. Deci nu ai nimerit-o. Mulțumesc, Patrick, apreciez. Dar ți-am spus că nu mă interesează părerea ta. Dar eu apreciez, mulțumesc tare mult. Doar am spus că este frumos, atât. Uite, mulțumesc, mulțumesc. Să nu mai spui că sunt răutăcioasă. Nici complimente nu mai poți să faci, mă, la fetele. Cum mai ești? Cum ești? Ești bine? Da, foarte bine, extraordinar. Ce... Uite, te întreb acum de dinainte, că na, ușor, ușor ne apropiem de egală. Îți mai dorești să pleci acasă? Da. Pot spune că primești un 10 de la mine. Pot spune că ai o ținută frumoasă. Dacă vrei să accesi bine, dacă nu, păi, frate, oricum am spus-o. Ai primit vreun telefon de acasă, Patrick? Stai o lingură. Da, m-am sunat, am primit intervenții, am fost amenințat. Nu e cazul. Glumesc, nu, nu, nu. Glumesc, 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 să se înțeleagă. Nu. Pur și simplu chiar am văzut că stăteai, te uitai în jos și chiar am văzut ce faci, cum ești. Că n-ai mai zis nimic. Ce drăguț din partea ta, Patrick, chiar apreciez. Dar simți așa un pic fals? Da, mă jur că nu. Chiar da, sincer, nu știu dacă e așa sau nu, dar așa-l simt. Nu, eu nu țin dușmănie, eu nu sunt supărat pe termen lung. Eu pe moment am avut câteva discuții și am trecut foarte repede pe asta. Adică eu cel puțin nu am nicio problemă. Dar falsiști. Dimineața când acum ea consideră că sunt fals cu ceea ce fac. La masă ce a zis? Hai, iar mă duc și-o vorbim. Francesca, îți mai dorești să pleci acasă? Nu. De ce te uiți așa la mine? Nu cred că mai îmi doresc să plec acasă, sincer. Mă deranjează mai mult faptul că nu am aici o cunoaștere sau o interacțiune sau, nu știu cum să zic, așa, un motiv pentru care să zic că vin aici în fiecare dimineață și abia aștept să văd și eu pe cineva. Dar poate până o să plec acasă, o să vină cineva și pentru mine și atunci. Oricum o să fii cu Anton în față, sigur nu pleci. Dar nu trebuia să fie cu tine. Mine? A, cu mine, da. Da, așa știam și eu, Robi. Asta nu ți-a părut aroganță. Mai votată decât... Antonia, asta nu ți-a părut aroganță. Stai, mă, că e o situație, nu e aroganță. E adevărul. Am făcut o glumă. E adevărul. El a mai fost în față cu Francesca și nu s-a întors. L-a trimis acasă, Francesca. Nu s-a întors pe scaun. S-a întors pe spatele cecului. Tu în față cu Francesca să nu te întorci. Doamne ajută. Doamne ajută. Gând la gând. Până după o săptămână. Bucurie. Francesca, crezi că vei fi în față, propusă spre eliminare? Păi... Dar de ce bați apropo ori, Patrick? O pun în temă. Patrick, stai liniștit, știu deja că mă vei vota, adică acum deja sunt pregătit emoțional, deci nu este nicio problemă. Așa de mult contează votul din partea mea de te-ai pregătit emoțional? Da, îți dai seama, da, pe bune. Dacă vrei pot vota altceva. Lasă, votează-mă. Teodora, felicitări pentru sărutul din Camera Roșie. Mulțumesc. Foarte, foarte frumos moment ți-a organizat, Moldo. Da, chiar foarte frumos. Nu ne-ai arătat și nouă ce ți-a luat. Oh, stai, mi-a luat o brățară, stai puțin. Să vedem și noi. Hai să vedem ce ai primit de la... Putem să cerem ceva împrumut de la el. Bun, vede. Ce scrie pe ea? Nu scrie nimic? Nu scrie, a zis că o să gravez eu. Că vrea să scrie Moldo, dar s-a răzgândit. N-am zis că o să fie adevărat. Ce gândit, că așa ai zis. Spui tu acolo că nu ți-am spus așa. Măi, așa ai zis. Am zis măi, măi. Măi, voia să scrii. Ai la glumă. Alo, la glumă, n-așa ai. Păi, dar nu vezi că am sărit băieții de a, ca. Nu serios, băieți, liniștiți-vă. A zis? Nu, că-l credem în stare. I-am spus ei, uite, ai aici să gravezi ceva, dacă o să simți vreodată să scrii ceva, să scrii ce dorești. Și a spus, o să scriu Moldo. Și a zis, măi, nu scriu Moldo. Minți, inițial tu ai spus că, voiam să scriu Moldo, dar m-am răzut. Nu e adevărat. Ba da. Nu e adevărat. Eu așa mi-aduc aminte. Eu nu am zis așa ceva. Bine, mă rog, o să scriu Moldo. Teodora, te așteptai să-ți găsești jumătatea așa de repede? Nu. Bine, repede. O lună, două, cât ai? O lună ai, două? O lună, o lună. O lună. O lună așa. Bine, încă nu știm dacă mult este cu adevărat jumătatea ta, dar... Dar măcar sfertul e. Sfertul, da. Da. Nu mă așteptam. Sincer, la cum am pornit în casă, nu mă așteptam, dar într-adevăr este foarte bine. Mă simt foarte bine cu el. Sincer, nici eu nu mă așteptam să mă deschid așa repede, să zic așa, să mă apropii de cineva. Aia vorbeam și cu el când am coborât scările și l-am văzut așa, nu mă așteptam că s-ar putea înfiripa ceva între noi.
vreodată. Teodora, dar acum poți spune că ești îndrăgostită? Îndrăgostită. Nu știu dacă neapărat, că nu vreau. I-am și spus lui Moldo că n-aș vrea să mă arunc așa cu cap înainte, dar oricum îmi place foarte mult ceea ce se întâmplă între noi. Mai ai vreo întrebare, Patrick, cumva? Nu. Vrei să întreb ceva? Vrei să întreb tu ceva pe Teodora, Antoni? Nu, credeam. Dar pe Rebecca nu vrei să întreb nimic? Pare că tot cu Teodora vrei să vorbești. Cum e Teodora pe cadru? Rebecca, dacă se simte mai bine, dacă... Vă dau conexiunea și vă duceți la biliard și vă jucați. Cum o vezi pe Teodora pe conexiune? Noi ne jucăm că cu tine parcă nu mai ești biliard. Hai, lăsați, nu mai insinuați voi din astea. Dar noi pe bune, noi îl vedem aici. Real. Ce vedeți? Uite-te ce râncești, uite-te zâmbet. Are gândit Teodora pe cadru. Eu am zis treaba asta că-s de părere că Antonie încă are ceva pentru Teodora. Nu mă spune. Lasă și tu, Moldo. Ca are ceva cu tine și vrea să te acolo. Sunt fiert. Rebecca, de ce ești supărată? Se topește scaunul sub mine. Ba da. Ma nu. Afirmațiile astea le faci așa, ca să te simți și tu. Da, frate, n-am ce să zic și vreau să... Nu, dacă să te simți mulțumit, că altfel nu înțeleg. Altfel nu înțeleg de ce, că eu pe Teodora nici n-am... Da, uite, ți-a zis și Patrick, ți-a zis și Robi, de ce zici doar mie? Da, noi glumeam. Ei glumeam. Păi și eu la fel, tu m-am intrat și eu joc. Da, mă, ce ai prins. Am zis, hai, hai să facem toate face, glume cu Antoni. Nu prea le prins pe aici prin casă, dar pe lor ai prins-o și gata, hai să glumești. Le-am prins, uite, acum, am vrut să intru în jocul lor. Ne-am jucat împreună. Bravo, frate, jucați-vă. Uite, mulțumim. Moldo, o întrebare și pentru tine. Te simți îndrăgostit, sincer? E mult spus, frate, el iubește. Dar de ce e mult spus? Pentru că îndrăgosteala e mult spus, dar este o atracție foarte mare, mă simt foarte bine în preajma ei. Îndrăgosteala... Da, nu mi se pare că este un cuvânt atât de mare, îndrăgosteala, adică mi se pare că e ușor să te îndrăgostești, e greu să iubești, da, dacă vorbim despre iubire, da, acolo e greu și e un cuvânt mare, dar de îndrăgostit... Te poți îndrăgosti și din prima zi de dar cineva. Dar vezi că îndrăgostit e un sentiment mai puternic decât iubirea. Nu. Ba da. De unde știi, mă, frate? Ok, înțeleg ce zici tu, dar nu... Bă, omule, dacă de la orice se zice, parcă ai trecut prin viață, zici că ai 30 de ani, bă, și ai avut, ai 21 de ani. O, frate, tu ești trecut prin viață, ai vrăjeală bună, ești... Păi nu, n-am zis... Dar trebuie să ai vrăjeală bună ca să fii trecut prin viață? El cred că se referă la altceva, Antoni, nu neapărat. Da, la cum se comportă cu fetele, la asta se referă Antoni. La faptul că Moldo nu este îndrăzneț și nu are vrăjeală, ceea ce nu mi se pare un lucru rău. Dar uite că pentru sufletul lui Teodora este ok. Tocmai, fiecare are okay. Cineva, Julia, pe acolo. Da. Că ai spus tu că nu este îndrăzneț. Iar l-ai activat. Nu, vreau să întreb ceva. La am zis ce crede Antoni de tine. Ok, Antoni, atunci, la ce te referi tu? Ce, cum păi ți-am mai explicat treaba? Și balalteri. Da. Vreau să mai aud odată, uite, să aud. Frate, nu sunt chiar așa în dispoziția. Că tu ești îndrăzneț, frate, tu ești foc, tu... Asta e focul tău, că eu sunt drăzneț, asta e ciuda ta. Care este diferența dintre noi doi, la asta mă refer, de tu nu ți se pare că este o diferență? Spune tu, îndrăzneț. Suntem diferiți. Mă refer comparativ cu fetele, la asta. Bă, frate, nu știu, nu vreau să-ți dau acum exemple, nu vreau să vin... Dar dăm dacă ai. Ești actor sau la asta mă refer. Nu vreau să vin, nu știu să zic, nu vreau să vin cu... Are așa, să vedem în partea lui că face, da. Exemplific de ce și cum și... Nu vreau, adică tu fă lucrurile în pașii tăi, cum te simți tu cel mai bine. Eu, decât îmi expun o părere, nu este nicio problemă. Uite, ți-ai găsit o fată aici în casă. Spui că nu sunt îndrăzneț și că te dai pe tine mai îndrăzneț, eu la asta mă refer, să justific la ce te referi. Păi uite, fii atent, Moldo, că la un moment dat am avut și eu într-o o teorie cu Patrick, ții minte? S-au pus cu ei niște materiale destul de mișto. Interacțiuni, povești, luat în brațe, erați foarte apropiați. Și lui Patrick i-am zis la un moment dat, băi frate, nu vezi că Moldo parcă nu apasă accelerația așa cum trebuie. Din contra, Teo făcea treaba asta mult față decât o faci. Măi Sebastian, tu ce părere ai de interacțiunea Moldo-Teodora? Sinceră. Păi asta voiam să zic acum. Hai. La un moment dat vorbeam cu Patrick și i-am zis, băi, dacă el nu apasă și el accelerează, s-ar putea să vă împotmoliți la un moment dat. Adică, ții minte că... Cum adică să apese accelerația? Ce să aici, facă? Ai venit în casă la băieți și ți-am zis, băi, Moldo, dar uite, bun, ok, tu mi-explicai că, bă, eu nu pot să fiu ca tine, Sebastian, sau să fac ceea ce ai făcut tu. Păi, dar uite, după ce am văzut materialele alea în gală cu voi, sincer, ai avut ocazia de foarte multe ori să o pup și zic sincer treaba asta. Okay. Adică din partea... Trebuia să vrea mea, din partea Teodorei am văzut mult mai mult față decât am văzut din partea ta. Pentru mine, momentul care a fost creat în camera roșie a fost esențial pentru pic. N-am simțit în altă parte să îl pup, așa că mai bine că n-a făcut-o. Am avut. Hai să zic și eu ceva, te rog, Mosteu, să-i răspund lui Sebastian. Că... Eu asta am văzut. Debi, stai puțin. Spun ceea ce am văzut din partea ta, am văzut puțin mai mult față din partea lui Moldo. Stai puțin. Mie nu mi s-a părut.
Hai să zic și eu ceva, te rog, Sebi. Spui că ai văzut mai mult din partea ei, nu știu... Păi, dar nu doar eu, uite, e și Patrick aici. Păi, normal că spuneți. Adică, mă, adică, ia, stai. Vezi că eu nu am intimat nimic atunci. El m-a ghiontit și mi-a zis, bă, dar uite, nu se pare că dacă nu accelerează unul din ei, s-ar putea să rămână blocați la mijloc. Măi, dar esențialul era... Te-ai referit mult la sărutul propriu-zis, la pupatul propriu-zis. Stai puțin să-mi duc ideea la capăt, te rog. Și eu ți-am spus că nu am simțit că a fost momentul ăla special, să zic așa, și mai apropiat, încât să o fac sau să o facem. Doi la mână. Și tu ai spus că nu accelerez. Păi tu ce vrei? Tu când am avut prima cameră cu Teodora, tu îmi ziceai, ia uite-l pe ăsta, nu-i pune mâna pe picior. La prima mea cameră. Băi, da, eu atunci pentru făceam... Pentru tine asta înseamnă îndrăzneală să mă duc... Nu-i la vorba prima de mea asta. Cameră tu înșeai că, ia uite, bă, pune bă și tu o mână pe un picior, fă și tu ceva. Îți dai seama, că eu îmi schimbam părerea asta de el dacă făceam din astea. Asta e aici. Poate asta căuta Sebastian. Ce a zis Sebastian acum? Nu l-am dar nu, mi se pare că te duc deja într-un soi. Deci, Moldon Gală, am avut un material cu tine și cu Teodora în mai multe zile, nu doar într-o zi, da? Și ați avut momente în care stăteai pe picioarele ei, așa, ba, ia te lua în brațe, tu pe ea vă țineați de mână, doar că nu se întâmpla nimic mai mult și am spus cu Sebastian că, mă, pare că dacă acum facă momentul ăsta sau nu o să se întâmple ceva între ei, nici nu o să mai fie, pentru că părea că nu găsiți calea aia de mijloc. Bun, acum s-a adeverit că vreau să zic ceva, te-ai păstrat momentul tău și nu ce. Am vorbit cu Moldo treaba asta la un moment dat, l-am întrebat, bă, dar n-ai simțit, nu știu, au fost momente când ai simțit să o săruți pe Teodora? Și el a zis că da, dar n-am simțit înapoi, gen că și Teodora ar fi vrut. N-am zis așa. Țin perfect minte, Moldo. Asta în afară sau în casă? Aici. Da, asta zis. Nu vorbeam. Păi, da, uite, acum nu vorbeam din afară. Stai puțin că îmi puneți când trei persoane întrebări, dar eu n-am putut să răspund. Puțin. Vorbiți voi între voi, dacă vrei. Când ai văzut materialele în gală cu tine și cu Teodora. Pe drumul ăsta de se duce lumea în casă, că noi suntem echipă, calmează-te. Dar nu, dar uite, vorbește el, dar eu n-am putut să zic nimic. Era subiectul meu și al lui Sebastian, pentru că noi vorbisem în gală și așa ai făcut cu mâna că voi sunteți echipă. Nu înțeleg de ce o dată, că noi chiar noi vorbeam normal. El a ținut să zică treaba asta și Antonia a intervenit că... Și a confirmat uite, atâta timp cât eu n-am putut să răspund ție și deja au sărit ei doi. De fiecare dată când am încercat. Eu n-am putut să vorbesc cu tine, cu tine, Sebastian, ceva. Alo, vreau și eu să vorbesc, vă rog. Pe rând, hai, cu care vrei să vorbești primul? Hai, luați-o pe rând. Anton, vreau să zic chestia asta ce a zis la un moment dat Moldo, că nu e adevărat. Păi uite, acum s-a confirmat. Teodor a zis că n-a simțit să te pupe zilele trecute și tu ai spus că ai simțit. Mi-ai spus mie aici, filmat. Deci am spus în felul următor. Am simțit, îmi doream să o pup, dar nu am simțit momentul ăla. Nu a fost momentul ăla. Nu a fost momentul. N-a fost, dar de ce se pune atât accent pe pupatul în sine? Nu e vorba neapărat de pupat aici, Teodora. Păi, ba da, că nu a fost, că n-a călcat accelerația și că nu a pupat. Uite, dar nu asta costă Oldo, apropierea tu, noastră. Frumos, ce părere ai tu de materiale pe care le-ai văzut în gală cu voi? Cum te-ai văzut tu din exterior când în interacțiunile tale cu Teodora? Sincer, m-am văzut foarte natural, foarte ok. Meraba. Cum să mă văd? E logică, uite, în același timp, din nu, tot, din toate... Nu, cu tine n-am să mă înțeleg niciodată, că am observat că dintotdeauna când am încercat să spun ceva pozitiv, tu ai ales doar partea negativă. Cu eu nu înțeleg acum deranjul vostru, mai ales al lui Moldo, pentru că eu am văzut mai mult în voi decât a trebuit. Pentru că i-ai pus 5 întrebări, Sebastian, și nu l-ai lăsat 10 secunde să-ți răspundă. Exact, da, tu zici, eu zic ceva pozitiv, fac aia, fă aia, fă aia, dar eu nu apuc să am drept la replică. Bine, hai, vorbește asta mă restă. Că văd că s-a pus atât accentul pe pupat, pe pupat, treaba asta. Și nu înțeleg absolut deloc. Dacă v-am zis că nu am simțit, că a fost momentul potrivit atunci, aia a fost. Ce vrei să fac? Vrei să fac? Am simțit, dar vrei să fac un lucru doar de dragul de a-l face? Băi, Moldo, tu ești pe bune acum. Nu ți-a zis nimeni de pupat, frate. Ți-am zis, din punctul meu de vedere, pe materialele care le-am văzut în gală, interacțiunea voastră, i-am văzut mai mult decât trebuie. Asta este părerea mea. Puteați să accelerați mai rapid situația și poate era mai devreme ceva între voi. Că mă enervez pe bune acum. Ai dat-o foarte asta este părerea mea despre voi. Dar de ce să se grăbească? Da, de ce? Bă, așa am văzut eu. Asta pentru este părerea mea. Pentru că așa ești tu. Asta este părerea mea. Asta ai face tu. Da, Sebastian, dar cu toții avem alte ritmuri, alte timpuri de cunoaștere, alte timpuri. Păi și uite, am ajuns accelerat, de comun acord cu Patrick, de am zis, am vorbit amândoi, băi, dacă nu face unul din ei
S-ar putea să se piardă asta. Uite că au făcut. Că mie mi s-a părut. Păi, uite, pentru ei, chiar mă bucur pentru ei și Teodora, vreau să zic că eu am avut conversații și în afara casei. Moldo și mi-a zis dintotdeauna numai frumos despre tine. Adică chiar mă bucur. Chiar ți-am zis și ieri în Casa Fetelor. Vezi că Moldo mi-a zis la un moment dat, dacă va fi să fie ceva între voi, va mai rămâne aici. Dacă nu, el nu-și mai găsește locul. Ai zis așa sau nu? Nu înțeleg de ce te-a prins așa și de ce nu mă lași să vorbesc. Și vezi mereu numai părțile astea negative. Adică asta a fost părerea mea în ceea ce am văzut eu în relația voastră sau cunoașterea voastră. Că sunt eu diferit, e partea a doua. Asta mi-am zis și eu părerea. Gata, mă, felul meu, că ai vorbit o oră să... Ești gelos, ești gelos acum, ești invidios. Felul tău cum mă pui uneori și că nu mă las să vorbesc, pare că mă cerți și mă pui la... Băi, hai că ai mereu aceeași replică. Ai în casă deja 2-3 luni, te-ai obișnuit cu mine. Așa sunt eu, nu știu cât ai. Așa sunt, ce vrei, vrei să te... Și așa e el, păi tu de ce nu accepti asta? Păi și eu acum mi-am zis părerea în cunoașterea lor și omul este deranjat. Nu e deranjat. Da, te simt deranjat, umor. Și referitor la material, noi am văzut că vă țineți de mână, că stă cu capul pe picioarele tale și am zis că, de obicei, bun, părerea noastră care trebuie să fie irelevantă sau nu pentru voi. Se inițiază sărutul prima dată și apoi ții de mână. Noi așa am considerat și am zis că dacă cum între voi nu te întâmplă sărutul, păi cum mă țin de mână cu o femeie așa înainte să mă apropii de ea într-o... Da, păi ăla e apropiat, e un alt ăla-i primul pas. Mă prind cu ea de mână pe aici și eu nu m-am sărutat cu ea. Trebuia să o pup mai întâi. Ai niște reguli aici, Andrei. Uite, Patrick, așa se faci. Eu altfel mă cum. Avem păreri diferite și fiecare persoană gestionează lucrurile diferit. Păi eu cum să mă duc să o pup mai întâi? Voi nu ajungeți să vă sărutați, sunt șanse să se piardă treaba asta. Dacă deja vă țineți în brațe, dormi pe ea, vă țineți de mână, părea că sunteți deja un cuplu, așa. Și am început de câteva ori, vă țineți de mână, dar voi nu v-ați sărutat. Da, acum, acum. Deci cum trebuie să te pup mai întâi? Discuția. Adică etapele. Alexandra, vorbește cu voce tare dacă vorbești. Am spus că tu e acum pe etape, că nu toți reacționează la fel. Nu am spus, dar nu, eu am spus doar că așa este părerea mea, n-am spus că așa e normalitatea sau că așa trebuie. Mie mi s-a părut că v-ați apropiat, dar nu v-ați sărutat. Și am zis că dacă nu se întâmplă ceva acum în zilele astea cu ei, s-ar putea să se piardă. Cumva că au grăbit lucrurile. Patrick, asta încercam să explic lui Anthony zilele trecute acolo. Ai, Giulia, lasă-mă. Moldo, nu, poate nu e îndrăzneț pentru că nu se zice direct la fata oia și o pupă. Dar nici măcar Giulia, nu e vorba despre asta. Dacă el așa e, n-am treabă. Uite, Giulia, dar am vorbit foarte clar că îl înțeleg foarte bine. Numai că mie mi s-a părut tu că ți ieși un pic așa din firea ta, fiindcă la un moment dat începuse chiar să zici, uite, și mie mi-ar plăcea tot stilul ăsta de băiat. Bă, păi da, pentru că mie îmi place. Dar ce e deranjant de Moldo? Al lui Moldo îți place stilul Moldo? Doamne, dacă se vorbește de stilul meu, de zici că nu mai există. Gata, eu știu Moldo, ți-am spus și ieri că ai niște reacții atunci când ți se spune că ești prea liniștit, de mai un pic și tremuri. Nu e vorba că mă dai exemplu pe mine, ți-ar plăcea ție stilul lui Moldo? Dar nu. Păi mie nu, pentru că să tiparul ei. Da, exact. De asta am întrebat. Fraților, voi trebuie să luați în calcul și altceva în privința mea. Sunt aici de o lună și ceva, da? Eu nu pot să gestionez lucrurile cum le gestionați voi. Eu vă văd pe voi, altă încredere în tine, altfel te-ai obișnuit cu camerele, altfel te-ai obișnuit cu toată treaba asta. Hai că deja am trecut pe etapa aia. Moldo, ai o lună și ceva, nu mai ai o săptămână, frate. Da, dar nu compare o lună și ceva cu cât aveți voi. Uite, drept dovadă, am zis ceva și nu m-a înțeles nicio fată. Zice că vorbesc cărea. Și uite, am atâta timp. Ce am gestionat bine? Nu mă referam la tine de la oboseală, frate. Păi, părerea mea. De ce te simți deranjat în momentul în care ți se zice că ești un tip foarte liniștit? Dar nu mi-a zis că ești liniștit. Da. I-a spus Giuliei, vrei să-mi zici tu mie că ție ți-ar plăcea stilul lui Moldo, ceva de genul. Auzi, poate el o percepe, cum voi spuneți că el e liniștit, o percepe ca fiind necapabil. Păi, și dați cumva în el. Nu, în momentul în care este incapabil. Da, Gea, zi după mine, incapabil. Necapabil. Lecții de gramatică. Necapabil am zis. Vrei să vii, eu îți dau test. Incapabil. Treaba asta referitor la Giulia a fost pentru că noi știm tiparul Giuliei. Și Giulia a lăsat de înțeles mai devreme, sau așa s-a înțeles, că Moldo ar fi tiparul ei. Da, dar nu n-ai observat. Da, asta observ și eu de fiecare dată când se zice că ești liniștit, încep să te ataci. Adică vrei să pari puțin mai dezinvolt, mai... Uite, ți-am explicat că n-am dat un sens. Uite, ți-am explicat adineori, n-am dat un sens în care ai înțeles-o tu. Și totuși ai înțeles partea negativă pentru că e ceva ce...
probabil te macină. Moldo, simți că ești făcut incapabil când ți se spune nu, asta? Are... Necapabil, mă, nu e la capabil. Gaja, știi la, că la un moment dat ți se spune, știi da. Asta? Da, știu. Felul cum o spui când deci o poți să-l înțelegi. Sunt liniștit. Eu pot să-l înțeleg, de-aia l-am și întrebat. Vezi, tu iarăși înțelegi ceva greșit. Când se spune că ești când liniștit, tu iarăși înțelegi ceva greșit. Sebastian! Ăsta e tiparul tău, ăsta e caracterul tău, bro. Eu n-am cum să mă dau un tip liniștit dacă eu știu că nu sunt. Înțelegi? Ca și cum tu. Tu ești liniștit. Da, ești dar liniștit. Dacă vrei obicei. Să pari gen mai... Nu știu dacă ți iese 100% ca și cum mi-a reșit mie lui Patrick, lui Robi, să zic așa. Că aici noi suntem pe aceeași lungime da, de undă. Uite, adică de gen exemplu, pe bune eu acum. Și pe Patrick îl văd un tip liniștit. Băi, uite, eu... Sincer, la modul cel mai serios. Da, și Robi e liniștit. Vrei suntem toți niște că Patrick e un tip liniștit. Brodere, da. Așa puțin ca aici. Păi da, mă, dar ei ce-o dă că nu ești. Toată lumea e foarte diferit. Dacă eu sunt mai nebun. Vreau, vă întreb și ceva. Patrick e un tip liniștit sau nu? Dar de ce discutăm? Deci voi... Depinde la ce vă referiți liniștit. Moldo nu e... Nu știu cum să... E alt termen, că liniștit așa toți avem momente când suntem liniștiți. El e prea... Timid, prea cum? Timid, da. Păi asta, poate asta vor să spună băieții și el se simte. Fierbe, s-a făcut. Păi nu, dar asta e greșit păi în asta. El o percepe greșit. E pe placul Teodorei, practic exact. E bine. Da, el o percepe greșit, da, noi n-avem nicio problemă. Pe stilul tău, tu. Da, mă, dar o simte că e dai acolo, o simte. Nu, păi una e să zici că e mai liniștit și alta e să zici că nu e îndrăzneț. Dacă vrei tu, eu nu mai vorbesc toată ediția, dacă tu îmi spui astăzi... Vai, scuză-mă, Antoni, tu îndrăznețul. Ce a făcut el ca să-i spune atâtea oameni, este foarte deranjat. Vai, țineți-mă, că dacă nu, nu știu ce fac. Păi ce tot îi zice de 10 ani de ori că nu e îndrăzneț? Băi, nu ai că e mai putin. Dar nu pentru că Moldo da, se... Lui îi se pare ceva da, negativ. Nu, pentru că când a venit vorba de liniște la el, să zic că n-are curaj, că n-are nu știu ce, de-aia probabil. Păi da, de el a recunoscut că vrea să vadă mai mult din partea femeii și el a fost diferit. Păi așa este el. Nu înțeleg de ce tot trebuie să-i spun frumos. Să-i scoată în evidență când vede că este deranjat. Adică îi spui o dată de două, de trei de ori și vezi că este deranjat. Ei explicau că de ce s-a deranjat. Suntem noua ținută, colecția 2024. Nici. Nu știu, băi, poate pentru că el ar vrea să fie altfel. Ce și nu poate. Ce frumos! Mulțumim! Da. Sau probabil este deranjat că îi se spune de atâtea ori. Auzi, mă, țineți-mă că nu știu ce fac. Moldo, eu te înțeleg că așa eram făcut și eu la început. Să reapim televizor, prin interviu. Dar nu-i vorba că suferi. Te rog frumos, lasă-mă să mă duc și eu în casa fetelor, Lenuța. Hai că mă duc și eu. Cu Patrick. Dragă cameră, ne lași, te rog frumos, în casa fetelor. Am nevoie de susținere acolo, că o să înceapă războaie, între ghilimele. Mersi. Hai peste ele. Lenuța? Poți să mă duc la Julie? Mulțumesc. Știi că probabil el nu este de fapt neîndrăzneț. Pentru că se asociază cuvântul liniștit cu îndrăzneț. Sunt total două lucruri diferite. Dar când aud treaba asta cu îndrăzneț și cu astea, pentru că mi s-a pus o etichetă în perioada mea cu Virginia, când nu mă apropiam de ea, deoarece nu simțeam să fac treaba asta și mi-a rămas... Eticheta aia, uite, dar nu ar spune lumea că uite ce diferit ești tu cu Teodora și cum erai cu Virginia. Dacă aș fi procedat cu Virginia cum am procedat cu Teodora de la început, așa, ar fi fost altfel. Dar atunci eu n-am simțit. O, gătiți împreună, Gagea. Nici că să tu ardezi, nu? Ce râde asta, mă? Păi și ceva, mergem amândouă. Poți să le deosebești care e Roberta și care e Alexandra? Alege. Care e Roberta? Ba, ce cum întrebarea asta? Păi a zis că nu știi.
Ai zis că nu știi. Cine a zis că nu știi? El a întrebat dacă. Eu am zis să dai seama care e Roberta și care e Alexandra? Dar nu știu, sincer să fiu cu tine, am vrut să mă îmbrac în albastru, dar văd că universul nu mai ține cu noi. Vă rog, serios, o să vezi mâine cum o să fiu îmbrăcat. Și inițial de la voi. Luați-l loc în picioare, inițial când am plecat de la hotel și mi-am făcut geanta, am zis că hai că mă îmbrac așa și după așa, dar nu știu de ce. Nu mai ține aia la mână. De ce? Unde? A, da, voi mergeți împreună peste tot? Da, ce să vin cu tine? Păi eu am fost cu tine la tău. Ce faci? Bine. Bine? Da. Gata, hai cu mine acum. Gata. Gata, ne despărțim. Ce faci? Ce faci? Uite, fac unul. Tu ce faci? Am văzut, nu vrei să mă pup, hai că... Băi, nu vreau să vii tu spre mine, am văzut. Păi da, dar am văzut că nu ai nici inițiativă nimică. Vreau să vii tu spre mine. Păi eu m-am apropiat și am văzut că n-ai prestat nimic. Păi ce te-ai apropiat, trebuia să vii tu aici, știi? Păi ce faci, Alexandra? Cum se mai simte Teodora? E mai bine decât ieri. Băi, am pus prea mult unt pentru ochiuri. Da. Stai că se arde tot untul ăsta, frate. Vreau clătite. Vrei clătite? Da. Și de unde vrei să-ți fac eu răză clătite ție acum? Vrei mă, chestie. V-ați împăcat acum? Vrei eu? Nu, vrei să mor. V-ați împăcat? V-ați împăcat, că ieri erați mai... A, credeam că eu cu tântul. Zic ce? A, da, suntem mai ok. Ieri nu erați chiar așa. Da, știu, da, dacă... O să calculăm tot și o să punem tot la... Nu o să mai ajungem niciunde. Probabil o să ne despărțim din nou. Nu mai ține universul cu noi. Păi s-a stricat universul? Dacă nu ne-am nimerit. S-a stricat universul? Nu știu. Crezi că nu ne mai vrea împreună? Nu știu ce să zic, rămâne de văzut. Tu ce simți? Nimic, ce să simt? Nu știu, așa, ce simți? Păi, nu știu, ți-am zis, când v-am văzut că prima oară când a început conexiunea, v-a dat... pe voi două și am zis că uite ce care e. Cum e posibil așa ceva? Să fii îmbrăcat în albastru. În capul meu știind că eu trebuia să fiu îmbrăcat și eu în albastru. Bă, dar ce se întâmplă? Vreau și eu dincolo, bă. Iubire. Ce faci, leoaica mea? Iubire, sunt supărată. Ești nervos un pic, că te-am da, păi da, m-am săturat. Dumnezeu, cum sunt aici energiile așa... Teo, vrei omletă? Nu vreau. Nu? Yeah. Ceau, fetelor. Vrei tu? Da. Ce faci, dragostea mea? Nu știi ce zic. Cum ești? Bine, tu? Îți place că mașa lui Patri Virginia? E superbă. E cadou de ziua ta? Că nu. E frumoasă? Da, minunată. Da, minunată. Vezi că ești înregistrată. Ironică, audio doar. Video. Maluma e nu, lui Antoni îmi zicea. Teodora! Da, poate. Unde ai răcit așa? Nu știu. Unde umbli? Ai fost la cântări? Nu. Da? N-am fost, cred că am răcit de la aerul condiționat, habar n-am. Acasă, aer, aici, aer. Auzi, mașina auzi, aer. Îndrăznețul Antoni. Voi sunt... Ce ziceai dincolo? Stare. Ce zicea? Am nimic. Ziceam așa de... Nici nu știu de ce ziceam. Eu cred că Moldo, când tot îi se spune de liniște și așa, se atacă oarecum, pentru că mereu când s-a vorbit de liniște, s-a zis că n-are curaj, că nu e nu știu cum. Că dar nu e neapărat ceva greșit. Nu, eu cred că el se atacă tocmai pentru că ar vrea să fie altfel și nu poate. Exact, exact. Da, asta poate că să pentru momentană că n-a simțit să fie altfel. Păi da. Nici eu nu simt să fiu foarte îndrăzneață aici. Da, dar îți place tiparul lui, așa cum el, sincer. Da. A fost, îmi place! A fost, te cred că îți place, nu? Păi îmi place. Dar îți acum, place și un pic. În general, în afară, am avut alt tipar de băieți. Tocmai de aia. Dar aici nu cred că aș putea să o duc cu... Și de aia zic că îmi place mult mai bine, mult. Bine, nu poți să zici că n-ai putea atâta timp când ai încercat. Fii atentă. Îți place cumva că e liniștea aia pe care o cauți. Da, dar da. Noi... Eu sunt convinsă că el, cu cât se va obișnui mai mult cu mine, cu atât va fi mult mai degajat. Dar nu prea te-aș mergi. Rebecca? Ce? Te văd că ai ochii roșii. Nu, simt ok. De ce? Nu știu. Îți tremură și vocea? Nu, mă simt ok, nu mă îmi place. Parcă nu plângeai. Nu pot să fiu ca tine, așa de
detașată și așa, nu pot. Da, înțelege detașată? Da, pe așa ești tu, tu n-ai niciun stres, ești fericit, bucur, râzi, n-ai niciun stres, nu poți să fii așa. Nu mai aș trebui, nu? Nu știu cum să gestionez situația asta. Eu stau pe stomacul gol. De ce? Lasă-mă, stai, că suntem acasă, în bucătărie. Trage și tu ăsta mai sus. Nu, merge. Merge? Nu merge. Ce zice merge? Ce faci? Ce zice merge? Ce faci? Stai că mi se ard ouăle. Stai, mă, că mi se ard... Păi, stai că mi se ard ouăle, frate. Ce faci? Bine, nu ți-a fost dor? Da, hai, poți să mă ridici oare? Ia. Nu poate, ești greu. Tu poți? Eu pot. Hai că mi-a căzut la valiera. Lasă ouăle când sunt de lângă tine. Ia mâna, mă. Gata, 2-10 s-aude. Stai că se ard, mă. Lasă. Mă, Alexandru. O să ne certăm și o să ne despărțim și o să fim triști. Și o să fie bine. Pentru restul vieții. De-abia aștept să scap de tine. Vrei? Da. Asta am de gând în următoarea etapă a vieții mele. Vrei? Da. Da. Nu glumesc. Nu glumesc. Glumă. Hai, m-am zis-o așa ce ai. Stai, mă, că s-ar doar. Hai, eu mă îmbrac. Nu fă scheme de-astea pe aici. Hai, eu mă îmbrac, că ține nevoie de afecțiune. Lasă-mă, mă! Am un joc! Lasă ardă ouăle și după aia nu-ți plac! Am un joc! Vezi că te murdăresc cu asta, du-te am, de aici! Am un joc! Ce am joc? Am un joc! Ia uite, era să pun mâna pe tic! Du-te de aici! Păi am un joc! Deci tu trebuie să pregătești mâncarea... Vezi, ai grijă ce faci, că mi-e frică! Deci să nu-ți dau drumul! Ce să fac? Trebuie să pregătești mâncarea și să nu-ți dau drumul! Da, vrei să ne jucăm așa? Bine! Da. Hai, ține-mă! Hai la frigider! Am făcut cu fond de tem pe tot tricoul. Și după aia o să zic că ai fost la aici. Da, mai miroase? Vezi dacă mai miroase a parfum de femeie. Nu, astăzi miroase a parfum de bărbat. Da? Da, astăzi da, miroase a parfum de bărbat. Ieri am avut. Ieri am avut. Stai că nu mai știu ce să pun pe ăsta. Nu vreau să. Ce? Nu vreau. Dacă nu îi făceam de mâncare, zicea că la mine nu te gândești. Bine, mănânc un picuț. O să-mi pierd rău de la urmă. Păi nu-ți mai dau ouă ție. Mănânci pâine goală. Pâine goală. S-a fost dor. Foarte dor. Ce minți? Păi am și eu nevoie de liniște să fălitească. Eu astăzi n-am avut chef de vorbă, să știi. Că știi că dacă vreau să vorbesc, vorbesc și răspund la fiecare, dar n-am avut chef, că nu mă simt extraordinar de bine. Nu că nu s-a afectat de ce se petrece aici, dar... Acum să mă zbat eu, să dau explicații, să... pentru ce? A trecut la Moldo, săracă Moldo, că prea încet, prea repede, prea pe fiecare face în felul lui. Păi una e să spui că ești liniștit și alta e să spui că nu ai curaj. Adică eu îl înțeleg pe săracul. Ok, este timid, este leneș, este... Cum zic ei? Ok, ăsta este el, uite că se înțelege cu Teodora și merge totul spre okay, bine. Ok, da. Și care e problema? Păi uite că e o problemă totuși. Că e prea încet, că e prea repede, că e... Eu astăzi n-am avut chef deloc, iubire. Dar am văzut că te-ai enervat un pic. Ai sărit pe Antoni. Nu știu ce trebuie și la Antoni, dar nu, n-am avut chef astăzi de discuție cu niciunul și nici nu am. Nu știu ce vor să facă. Au ceva deranj foarte, foarte mare, dar nu știu de ce. Sau poate vor să scoată reacții de la mine, nu știu, să mă enerveze. Asta nu se întâmplă niciodată. Foarte bine. Eu adică să mă enervez mai bine orice. Să-mi fac eu rău mie sau ce. Că până la urmă ce fac? Mă enervez pe moment, cine știe ce zic, cu toate că eu nu zic prost. Să jignesc pe ceva niciodată și ce? Că după ce ies de aici să vină la mine, să ne împăcăm și din astea. Cum face Antoni cu Gagia? Se ceartă din numai și seara se duc și stau împreună. Eu nu pun... Pe care a fost problema lui Antoni, că n-am înțeles. Dar numai el știe.
Robi a făcut ca toate visele el, oricum neștiind conversațiile dintre noi, da. Și tocmai spunea că mă mai muțăresc eu pe lângă tine, că nu știu ce, și tu ai fi putut să-i spui, că și din partea ta a fost, pe mine nu mă deranjează că e din partea mea. Da, dar uite, în momentul în care Robi m-a deranjat că nu ai zis, bă, stai puțin că a fost la fel, adică n-a venit ea, eu i-am zis pleacă fată și ea s-a ținut. Nu s-a întâmplat nimic, din nicio pană. Ce-ai pățit, Rebecca? Nimic. De ce ai ochii roșii? Nu, nimic. Plângi? Nu. M-a dus să-ți aduc în șerețea? Sigur? Nu vrei să vii și tu acolo? De ce? Că nu mă simt bine. Ce-ai pățit? Îți lăcrimează ochii, Rebecca, nu te știu de ieri. Ce-ai pățit? Nimic. Îți tremură și vocea? Robi a dat doar în Virginia, da. Spunând că pe ea a văzut-o. A doua zi, păi acolo eu n-aveam glas să vorbesc și acolo. Și ca paranteză, discuția din grădină e ca mine, da? N-am văzut-o. În gală nu mi-a dat-o. Da, e ca mine. Ce ai spus? Tu ai spus că eu am zis dinainte de tine și de Robi, că 100% nu. Dar ai spus că știi sigură. Că am spus, ascultă-mă. Mai întâi ai zis ce aș face eu dacă ar fi Rebecca, da? Da. Cu situația la fel cu Rebecca. Și eu am zis că sunt 100% sigură că eu sunt mai apropiată de Rebecca ca tu de Robi. Și tu ai zis cum știi și după am zis bă, nu iesc. Dar nu plâng, nu te las pe Rebecca? Mersi. Ce? Te văd că ai ochii roșii. Nu, simt ok. De ce? Nu știu. Îți tremură și vocea? Nu mă simt ok, nu mă-mi place. Parcă nu plângeai. De ce? A? De ce? De ce ce? De ce nu-ți mai place? Nu știu. Vorbește. Ce vrei să zic? De ce ești așa? Nu știu, nu... Nu-mi găsesc locul, nu mă-mi place, nu... Mă simt în plus. Dar nu trebuie să te simți așa, Rebecca. Eu sunt în aceeași situație cu tine acum, pentru că amândoi am plecat practic de la zero după toată treaba asta. Amândoi suntem în aceeași situație. De ce trebuie să te simți în plus? Uite, poate și eu mă simt în plus, dar... Tu nu te simți în plus. Tu n-ai nicio treabă. Pentru că Rebecca las lucrurile să decurgă de la sine. Ok, mă bucur pentru tine. Fii atentă, ce ți este ție scris, ți este scris deja, nu trebuie să... Bine, am înțeles, mă bucur pentru tine, eu nu pot să fiu așa. De ce? Ce ai? Pentru că nu pot, nu pot să fiu ca tine, așa de detașată și așa, nu pot. Da, înțelege, detașată? Da, pe așa ești tu, tu nu ai niciun stres, tu ești fericit, bucur, râzi, nu ai niciun stres, nu pot să fiu așa. Aș fi vrut să pot și eu. Și de ce nu-ți găsești locul? Că nu-mi găsesc, mă simt în plus. Dar, Rebecca, tu ai mai fost singur în casă, ești până să vin eu. Nu am nevoie de conversația asta superficială, să știi. Nu ești. Nu trebuie să stai lângă mine acum. Dar nu trebuie, nu o fac că trebuie. Păi nu, dar îmi spui chestii... Să te ajut, nu vreau să te ajut. Nu, de umplutură, că am mai fost înainte singură pe aici, înainte n-am avut relație aici, e altceva. Dar nu-i de umplutură. Ba da. Eu încerc să te fac să înțelegi niște chestii ca să nu mai fie așa, pentru că n-ai motive, de fapt și de drept. Ok. Și tu știi asta. Și acum ești mai bine că lumea a... Nu de aia. Uite, iară, au fost toate situațiile aici în casă. Cine se aștepta că la club el va veni să zică nu știu ce, să spună că nu mai vorbi cu Patrick? Cine se aștepta? Păi, e clar că e ciudat, nu? Eu mă așteptam. Tu, da. Pentru că voi nu m-ați crezut. Tu îl cunoșteai cel mai bine, practic. Nu, dar e simplu. De-aia v-am spus, fără nicio supărare. Și o zic acum pe față. Lui Robi e ușor să manipuleze anumiți oameni dacă nu privești dincolo de niște vorbe ale lui și să îi vezi clar intențiile din spate. Da, da. Și când am spus și că toată drama aia pe care a făcut-o el a fost făcută pentru tine și te-a întrebat doamna Andreea dacă crezi asta și tu ai zis nu, ba da.
și pune-te în locul meu, ce ar trebui să fac? Eu înțeleg ce ai vrea tu, știu ce vrei să zici acum, raportându-te la Robi. Să-mi văd de treaba mea, practic, și să merg pe dorințele mele și instinctele mele, să nu mă mai iau după stânga și dreapta. Dar, dacă te-ai pune în pielea mea... No, păi mă pun. Mă pun, dar înseamnă că... Nu știu, dar stai puțin, Patrick, că nu e vorba să... să ne căsătorim acum. Era vorba de o cunoaștere. De o cunoaștere, oricum, cum avem cunoaștere. Mă rog, din interacțiunea asta, că asta a și fost. Nu ne-am pupat, nu nimic. S-a luat toată casa doar cu gândul că ar fi acolo. Oare de ce și asta? Pentru că primisem full cadru cu tine atunci. Te-am văzut în prim plan și a zis doamna Andreea, aseară. Și de acolo s-a aprins tot. Îți zic eu că după emisia aia, de acolo a început tot. Bun, și te-ai gândit și la varianta că... Vai, ce mă faci să zic? Nu zi dacă nu vrei. Pe bune, nu te băga în nicio discuție care n-are sens. Nu, nu e. Dar să zicem cuplu ăsta, că poate ar fi o problemă din punct de vedere competițional. Ne raportăm tot la el, da? Nu. Dar? De ce ne-am raportat la alții? Că dacă e să ne raportăm la el, omul vrea să plece acasă, oricum nu e curios. A, bine, nu știm dacă vrea real. Ok, pot să înțeleg că acum are iară l-o luat aiurea, se alinte sau ce se întâmplă și nu vrea să plece. A, iubită. Dacă am iubită? Nu știu. Vrei să mai ai? Dacă vreau să mai am, nu știu. Bine. La asta te referai, la campui? Nu mi-am dat seama, sincer. Păi sau nu? Tu mă făceai pui mic. Sau manu găină, cum mă făceai, nici nu mai știu. Hai sau nu? Hai tu și pentru mine. Nu. Ce am? Pui, găini, ce vrei tu, ai? Casa, ai pirii. Puiu? Da. Fructe? Da. Cică da. Eu vreau fructe. Știi ce sunt eu pentru tine? Eu vreau ceai cu vișine. Ai cu vișine? Eu vreau cu vișine. Bine, tuta. Vișine iubim. Zi. Știi ce sunt pentru tine? Tine? Fructul pasiune. Deci... Corcodușe. Uite ce dulce. O, uite ce dulce. Ești mai romantic așa. Mai romantic. Cum ați trebuie ca... Nu știu cum să gestionez situația asta. Dar nu e ok să fie așa. Hai, eu să-mi trec. Asta 100%? Asta sunt convins. Dar până să trece, uite că eu în momentul ăsta am simțit să te ajut un pic. Nu vreau să faci asta. Da, da, așa am simțit eu. Ok, dar eu nu vreau să faci asta. Vrei să plec? Nu e vorba de asta, dar tu nu simți, e degeaba. Eu n-am nevoie să stai cu mine așa, ca o colegă sau așa. E ok. Nu simți. Simt să stau aici în momentul ăsta cu tine să te liniștesc. Simt să fac asta. Nu o fac forțat. Nu mi-am dat seama, am văzut la un moment dat când ai plecat, nu mi-am dat seama și la un moment dat o văd pe Francesca că face așa și a plecat Rebecca și după mi-a zis Giulia, cred că e la baie și am zis sigur nu e la baie și am venit aici. Te-ai zgâriat așa. Ce-am făcut? Te-ai zgâriat, ești zgâriată. Și pe gât ai. Și pe mână ai. Nu știu. Pe spate ai. Da?
știu. Ei, nu știu. Chiar nu știu. Am de la, pe spate, cred că de la Roche, că m-am chinuit să o prind. De la Roche? Da. Dar ce, la ce te gândești? Dar nu mă gândesc la nimic. Pe bune, nu știu de la cine am, chiar nu știu. Hai, hai, că înțelegeam dacă aveai doar acolo sau acolo și alea. Dar e și pe gât și pe spate și pe ambele mâini. De am mâini pe gât. Unde am pe gât și pe spate? Da, sunt importante că am văzut eu. Nu, vină și arată-mi. Arată-mi. Nu, serios, că nu văd. Unde am pe spate? Unde am pe spate? Nu ai, am făcut mișto. Serios. Păi nu văd. Păi nu ai, ți-am zis că am făcut mișto. Minți. Deci nu cred. Hai că a fost frumos. Acum. Haide. Acum. Draga mea, când primești claxon... Ia-mi și mie ceaiul. Păi asta fac. Da, de mai tare. Acum plec. Hai, dragă, că ce-i pe deasă, lasă-l fac eu. Am emoții când te văd. Aveai cândva. Adică? Nimic. Mulțumesc. Adică aveam cândva. Aveai și tu cândva. Aveam, bine zis. Pa! Hei! Păi să te mă... Păi bune, pot să vorbesc cu tine? Da, eu vreau... Păi, dar mă lasă când? Păi nu, cum ai gândit de 5 ori? Ia, uzi, uite că vreau să o cânt non-stop. Cum ți se pare că arătăm îmbrăcate așa? E bine, Doamne ajută. Hai că m-ai enervat. Nu pot. Băi, vreau să vorbesc cu tine că mi-ai cântat. Ajutor! Mi-ai cântat. Bă, vezi ce faci cu Dastia, mă. Ceau. Păi, normal, acum problema ta deja nu mai e prietenia cu Robi, nu? Deja problema ta e că Robi are sentimente. Tu nu te încrede în sentimentele astea ale lui Robi, care acum se sting și acum mă face ca pe asta la televizor și faza e, cum am spus, am părinți. Dacă nu sparge astea televizor, e bine. Dar nu e ok după vii și spui că ai sentimente și te joci tu așa cum vrei, că ești tu... Păi, scuză-mă, vezi, nu, el nu e împlinit cu el și problema, nu știu cât sunt sentimente și cât e chestia asta, că, bă, dacă, el dacă vine acum o fată pe placul lui, nu e niciuna în casă, da? Dar să vină o fată să-i placă, să nu știu ce, nu l-ar mai, pe el nu l-ar mai interesa. El e așa că nu e nici el fericit. Și să nu vadă nici pe alții, înțelegi? Deci consider că dacă ar veni o fată, să zică, uite, am venit să-l cunosc pe Robi, tu ești ceau. Da. Da. Deci asta denotă că nu sunt sentimente. Sau nu e știu ceva, ce e, chestie, nu știu ce e, o chestie de orgoliu oare? Da, de... nu știu cum, nu știu exact să o descriu. E și așa. Sunt convinsă că nu stă el să se gândească noaptea neapărat. Dar uite, când m-a văzut la club și așa, mi-intervine o chestie de asta. Și da, cum aș și spus, nici cum ne da nici cu altcineva. Asta da. N-are sens să o spună Robi. Mă rog. Da, na, nu știu. Manzuela. Vrei apă? Deci eu am băut două cafele, sunt deshidratat total. Vrei apă? Ești deshidratat de la cafele? Da. Nu te deshidratezi de la cafea? Ba da. Vrei? Nu te ridica de aici, de două ore stai. M-am uitat la ceas, zic că da, n-am. Știi bine asta, că în mare ceea ce arunc nu este ce simt. Numai că, ți-am spus, am avut mai multe nopți lungi, și știi și tu, în care am încercat să găsesc soluții pentru sufletul meu, că tot se dă cu capul de toți pereții, și știi și tu. Și mi-a fost rău, chiar mi-a fost rău. Și am încercat să găsesc niște soluții în așa fel încât să fie bine pentru amândoi. Pentru că, până la urmă, nu mă interesa să fiu bine și ție să-ți fac rău. Eu voiam să fie o soluție încât să ieșim amândoi bine. Rămânând împreună, nu era bine. Și știi și tu. Știi și tu că oricâte promisiune am fi făcut unul altuia, oricâte noi reînceputuri am fi avut, am ajunge iar și iar și iar și iar la chestiile alea.
dar în sine, în sine experiența, povestea pe care am avut-o noi doi a fost o poveste super. Așa, cu rele, că până la urmă, ce e perfect? Ce e perfect și ce n-are greșeli, ce poveste n-are și momentele ei urâte. Da, mie mi-a plăcut. Sincer, a fost o pasiune pe care eu n-am simțit-o niciodată într-un timp așa de scurt. Și asta și pentru că tu ești pasionată și m-ai tras foarte mult și profundă și m-ai tras foarte mult în direcția ta. Asta erau... Na, asta, la concluzia asta am ajuns. Pentru binele amândurora. Numai când te văd că vorbești, sau cum te uiți, sau cum zâmbești, sau cum... E super, pe dragă mea. Iubire, și tu mă faci. Tu mi faci viața mai frumoasă. Mereu. Pentru că tu ești mereu. Ai mereu o... Adică eu mai am momente în care mă vezi așa mai jos, sau... Ai zis când vorbești așa mai departe, tu mereu mă tragi în sus. Of. Și mereu o să fac asta, să știi. Mergi că meriți. Stai să-mi iau ceaiul. Cu toții merită. Pa, pupii, pa. Tot ce este mai bun. Deci dacă nu-l vă spostați, cea mai tare. Ioi, te-ai lovit, iubitul meu. Dar cum, mă rog? Cine te-a iubit așa? Haide, spune. Vane, bine. Teodora, numai ușor să nu avem probleme. Nu, bună. Mi-am făcut și eu un ceai și nici n-am apucat să-l beau. Mie să nu-l vărs. Dar ce, și tu ești răcită? Maxim, cu copză. Vrei să-l ții? Ce mai aici? Ești bine? Da, stai puțin. Că-l vărți pe mine. Bună, Gagea! Bună, Robi! În dulce, amar. Ce faci? Ce faci? Da. Ce bârfe ne aduci de acolo? Un litru de ce ți-ai făcut? Bârfe. Nu se discută mai nimic. A început să dulce, plângă Rebecca. De ce? Nu știu. S-a dus Antoni pe acolo, la nu? Ea, da. Patrick și cu Antoni își dădeau cu părerea referitor la tiparul meu. Lasă-te pe spate, că... Nu ești tu neapărat, că ei văd ca și cum ar trebui să fie puțin peste nebunia mea băiatul cu care ar trebui să stau eu. Discuții din astea. Ar mișto? Nu, minți. Dar eu le-am zis că cu cât o să ne apropie mai mult, cu atât o să te deschizi și tu mai tare. Antoni, te-ai supărat pe mine? Julie. Stai să-ți spun ceva. Deci una e să-i spui unui om că este, că este liniștit, că așa mai departe, că este mai calm și alta e să spui că n-are curaj. Probabil omul, dacă a auzit de atâtea ori... Eu m-am supărat de altceva, nu m-am supărat de tăbuia. Păi, ai insistat prea mult, Antoni. Nu, tu m-ai jignit la un moment dat. Cu ce te-am jignit? M-ai făcut incapabil. Și nu ți-am răspuns înapoi, fiindcă nu-mi stă în caracter să răspund unii doamne. Eu nu am vrut să te jignesc. Am spus că este cam... Pentru că întrebarea pe care tu ai făcut-o a fost oarecum așa, fără niciun sens. Eu adică am întrebat cum... de ce e arogant cu mine când eu nu sunt arogant cu el, atât. Adică tu consideri că Robert este arogant cu tine? Păi a zis Robi ieri așa și nu l-a contrazis. Bun, dar tu consideri că Robert este arogant cu tine? Da? Ok, asta este părerea ta. Venise la atac? Nu. Nu mă suportă, Julie. Știu. De nicio culoare. Până nu am făcut nimic. Și nici nu am răspuns urât când m-ai jignit. Adică nu îmi stă mie caracter să jignesc înapoi o doamnă. Să-i zic așa. Suntem un suflet cu un corp și corpul e... O haină pe care o purtăm, practic, da, nu? Da, corpul e muritor, okay. Dar sufletul, da, rămâne. Doar că nu la modul cum să fie o viață, să fii tu om așa încarnat tot Patrick, undeva. Tot Patrick, tot, să mă plimb pe aici, da. Și nu, astea sunt SF-uri din punctul tău de vedere. Păi și ce crezi că se întâmplă cu sufletul după? Păi, sufletul rămâne și poate
la un moment dat vom reînvia și chestii de genul. Nu că reînvii, e mai complicat să-ți explic. Am tot timpul. Uite, o să-ți aduc sus, dacă vrei, o carte. Despre chestii din astea? Să zicem, dar e foarte mișto. Și dă-mi așa, două, trei subiecte. Ți-o aduc și o citești, nu vrei să... Hai, da, nu mă pune, te rog. Am fertat o viață. O citești și după vin și spun întrebări din ea. Aole, și trebuie să-ți povestesc. Uite, Patrick e cu Virginia de cât e doi pe canapea. Vrei să mergem acolo? Virginia, prietena ta... Nu vreau. Dar vrei, nu vrei să stai cu mine? Nu înțeleg. Ba da, dar vreau să te ajut să te simți mai bine. Nu vreau. Nu vrei să te simți mai bine? Nu mai insista, nu vreau. Dar nu fac să-ți fac rău, Rebecca. Dacă vrei să te duci, du-te. Nu vreau să mă duc, vreau să... Și atunci de ce mă tot întrebi? Ca să găsim o modalitate să-ți mai revii un pic. Nu pot, am o stare proastă, am o zi proastă. Ok, bine. Sunt și povești fără rost. Mai bine ar mai fi fost. Dar ce părere ai de faptul că sunt unii oameni care cred că trăim într-o simulare? Pe bune! Ai auzit de treaba asta? Nu pot să cred. Zine pe de. Știi că sunt oameni care cred în asta? Da, știu. Tu crezi? Nu. Am și o parfumă. Da, cunosc asta. Și eu. Am două. Da. A, tu cunoști oameni care chiar... Cred asta. Dar eu am rămas singur în casă. La voi. Pa. Și Anthony. Pa. Pa. Hai, Anthony, acasă. Anthony, nu. A, nu? Când văd melodii, nu știu cum își exprimă lumea sentimentele în versuri, mă simt și eu, bă, asta simt și eu. Că nu văd... Nu, eu într-adevăr mult, mult mai identic. E frumos aici, e cald, zici, da, că nu. Suntem în... Nu, nu, dar e un pic ciudat așa, că nu... Și eu, la fel. Nu? Da. Ce? Că și tu ești mult mai... Cred că da, toți suntem fel, așa. Pe mine de-aia mă, cumva, când aud treaba asta cu liniștitul, nu că mă deranjează, nu că mă deranjează, dar știu eu cum sunt. Exact. Aici sunt... cu foarte mult bun simț, oricum sunt și afară. Adică exact așa, doar că sunt mai energic în afară, sunt și situații de așa natură. N-aș putea acum ce vrei să fac, să stau să alerg? Exact, nu ai ce face. Înțelegi? Și le-am zis că faza cu liniștitul mai mult s-a plusat pe că n-ai curaj, că n-ai de-aia te-a deranjat. Da, da, știi ce înțeleg eu? Păi dacă voi așa vreți să începeți cu noștrile și să vă comportați, care e problema? Exact, da. Și da, că se stați aici 5 luni de zile și doar stați de mână. Și care e problema? Exact. Așa vreau să fac eu. Exact. Nu înțeleg. Nu-mi place discuția asta. Mă ține parcă stai cu mine așa, ca să stai. Nu știu, nu. Dar de ce încerci? Apreciez. Mereu? Apreciez, dar nu te simt la fel ca înainte, ok? Păi n-avem cum să mă fim. Păi bun, atunci... Ce da, vrei? Să, așa te, cum să suntem... te consider un coleg? Ce vrei să fac? Nu, dar așa cum suntem acum, eu simt să-ți fiu alături, Rebecca, în momentul. Ok, și pe mine mă doare, nu înțelegi? Că sunt alături? Nu, mă doare toată situația asta și nu-mi place. Poți să înțelegi. Bine, eu nici nu vă văd pe voi așa să fiți certăreți, să creați niște situații nepotrivite în relația dintre voi. Știi, vă mai liniștiți așa, ceea ce e foarte bine. Dacă vă tot gândiți, măi, ce o zis asta, ți-a presiune atâta, nu, te duci înainte, n-ai chef de vorbi, nu vorbești, ai chef de vorbi, nu vorbești, dar voi doi să fiți bine. Dacă vă placeți cu adevărat, bineînțeles. Da. Eu sunt conștient că, să zic așa, până acum a fost totul natural, a venit totul, a fost frumos, să zic așa. Dar momentele grele de acum o să înceapă mai mult, în emisiune strict. Păi o să fie și destul de greu, pentru că este o oboseală, intervine o oboseală cronică, intervine
Vezi că e și competiția asta și e un pic deranjant. Pentru mine, nu știu, nu a fost un mediu 100% în care să mă simt bine. Pentru că caracterul meu și stilul meu de om e un pic diferit, știi? Mie mi-a fost destul de greu să fac față aici. Chiar dacă mă vedeți pregătit și cu principii și așa mai departe, nu toți suntem la fel. Și fiecare ne facem viața cum ne dorim. Și în anumite situații nu putem să dăm chiar totul sau să ne simțim în largul nostru. Că așa, ui, funcționăm diferit. Uite, asta spun și eu, în momentul de față nu pot să mă simt doar din prisma emisiunii și așa nu mă simt în largul meu 100%. Nu pot să zic că mă simt în largul meu 100%. Și cu ea, să zic, prin gesturile mele sau așa, nu știu... Știind că sunt atâtea camere, știind că sunt atâția oameni care își dau părerea, nu știu, nu ești în largul tău ca și cum ai fi afară. Dacă aș fi ieșit cu ea afară sau aș fi eu cu ea afară și aș merge la un restaurant sau aș merge la o cafenea sau m-aș vedea undeva, ar fi mult mai natural, mult mai dezinvolt, absolut toate chestiile. Fiind aici și știind că este cum este... Hai să vezi că te obișnuiești, până la urmă, dacă o să vă înțelegeți și sper să vă înțelegeți, o să vă obișnuiți. Acum... Dacă ei să stați până la final, cât mai nu știu cât mai ei, nu sunteți de la început. Nu aveți așa mult de... Contează mult și treaba asta. De ce ai răspunsuri așa evazive și totul la tine e așa un mister? Nu știu, așa sunt eu. Nu am nimic bine stabilit. Da, deja cam tot stai și privești de pe margine, mai zine și tu, mai dă-ne o bombă, aruncă-o direct. Câte bombe să dau? Păi ce bombe e, dacă era nicio bombă? A fost aia cu copilul, a fost așa... Aia, mie mi s-a părut o bombă, da. A fost așa... Mă refer o bombă aici, așa, cu situațiile din casă. Cu situațiile din casă? Da. E, păi nu prea am ocazia, n-am mai prea venit și în casa fetelor. Bombe, buf, direct, nici tu te-ai așteptat. Așa și trebuie, că nu ne așteptăm, buf. Da, adevărat, îți pare rău pentru ce ai zis. Trebuie să pleci? Da. Hai, liniștește-te, hai, stai în brațe. Hai că vin cu tine în sus. Vrei să vii cu mine în sus? Da. Nu vrei? Ba da. Hei! Hai să răsă. Asta zic, când ți-e rău. Ceau, fetelor. Și mă ajută, vine apoi medicament. Pa. Oricum nu te cred. Lângi? Nu. Ce nu te cred. Ți-am pus o întrebare finală, dar nu cred ce mi-ai răspuns. Julie, e... Alegerea ta, până la urmă, fiecare crede ce vrea. Poate nici eu nu cred în totalitate ce aud uneori. S-or fi împăcat? Te șușotesc. Da. Hai, pa. Mulțumesc. Ești, da? Ești îndrăzneț deloc, Anthony. Da, Anthony. Cum puteți să spuneți așa ceva? Eu îl trimis ai. A, da, am înțeles. Ia uși cum râde cangurul ăla. Ce mă de râd așa urât? Ce să mă josebi cu tine, da? Uite ce noroc. N-am ce să fac. Da, uite frate, că noroc, e noroc, frate. Giuzel. Eu vestea ta. Combinații ceva? No combination? Teodor, o zi bună. Mulțumesc la fel. Pa, pa, băieți. Pa. Vai, deci nu mai pomecat, mi-e rău. Nu ziceam. Cred că ziceai ăsta. Da. E foarte cald. Ce, Doamne, mă simt azi. Pare la 27 de ani, așa. Pare la 27 de ani, așa. Da, 28. Te-ai pupat, ai grijă. Pupine. Pa, pa. Pa. Ai iubit tabloul ăla cum erau planetele aliniate în ziua în care ne-am cunoscut? Da. Gen, e o chestie așa. A, și eu am făcut aia. Eu am crezut că alea-s la mișto, gen, inventate de cineva ca să facă niște bani cu niște tablouri. E posibil și asta. Bine, adică... Marketing. Acum, când îmi logic, nu știu cât le ajută e valabil. Da, mă rog, ideea contează. Cine stă zilnic să se uite cum e... punctulețul X alinia și după aia să și transcrie pe o, un tablou. Da, nu știu. Marketing. Nu.
Ți-a făcut mult de ceai? Nu, mi-am făcut, eu am plecat de aici cu el. Să-mi facă un discurs singură, nu-i problema. Ce zici? Cum? Ai fost la fete astăzi? Nu. Păi? Nu am fost. Nu prezintă niciuna un interes cumva, oarecum. Nu, frate, jumate sunt într-o relație, sunt într-o cunoaștere și mie nu-mi place. Adevărat, nu-ți place să... Și când văd că există aia de împăcare, hai să dau un exemplu, cum e la tine și la Alexandru. Chiar dacă ți-ți certați, dacă văd că există de împăcare, nu... Eu nu mă bap așa ceva. Încep camerele noastre roșii, na. Fai. Casian, trebuie să mergi în camera roșie. Nu vrei să o dau ție? Bă, sunt supărat, bă, nu sunt bine. Cum, bă, să avem camere roșii, bă? Încerc eu să maschez, să fac, să drec, dar nu sunt bine, frate. Nu știu ce să fac. Da, e ceva rău, mă. Dă-i viața mea de câte ori vrei, așa. Dă-i cu neagră în toate, frate. Aș vrea să vină Francesca. În plus, pe lângă... Francesca, ești chemată în camera rău. Deci eu nu cred. V-am zis că avem camere roșii. Eu când vă zic... Dar cine mă cheamă pe mine în camera roșie? Cine, Casian? Casian. Da. Păi? Păi nu știu ce vrea. Păi nu știu nici eu. Păi ce vrea? Zic să nu te mai deranjezi. Ce-i zic? Ce vrei? Da! Ce vrei? Că am zis ce m-ai chemat. După aia o să zică că chiar că ești colega mea de cameră, că eu fac de-astea. Las, că sunt drăguță, ca de obicei. Ce exact. Ziceai că te simți? Durata 5 minute și scopul. Da, erau ei aici pe canapea, Julie cu Robert și pe simplu. Au semnul în care mă simțeam plus și oricum așa un simt de când mi-a zis ce mi-a zis. Păi și acum ce ați vorbit? Zice să nu mai simt așa, că nu îi place să mă vadă așa. Bună! Bună, bună, ce faci? Bine, nu știam că avem camere roșii. Eram confuze toate fetele. Da? Ce faci? Cum ești? Bine, tu ce mai faci, Casian? Eu sunt foarte bine. Bine, stăteam cu Gage la povești. Am văzut că ți-ai schimbat puțin decizia. Vrei să mai rămâi sau... Cum de așa de brusc? Păi nu e brusc, că inițial, doar că... bângală, iarăși erai de părere că vrei să mai stai. Da, doar că ulterior... Nu știu, pur și simplu, da, am zis că vreau să plec, a fost și discuții și cumva m-au pus la pământ toate chestiile astea și mi se părea că nu mă regăsesc și așa și nu pot să zic nici acum că mă regăsesc 100% pentru că nu am cunoaștere sau interacțiune și nu sunt interesată de vreun băiat, că dacă ar fi fost așa, ar fi fost altfel diferit, situația, da. Clar. Și, na, dar acum mi-a schimbat părerea că am prins așa puțin încredere, știi? Încredere, super. Și na. Cum e, de ce nu vei prin casa băieților? Sau când vine vreun băiat, de ce nu interacționați sau nu știu? Sau cum te aștept să decurgă? Păi nu mă aștept nici cum, nu vine în casa băieților, că nu mi se pare că am exact pentru cine să vin. Cum am zis și pe conexiune, au fost situațiile care au fost, nu aveam chef, sincer îți spun, să vin să-l văd pe Patrick, pe Anthony, cu cine am mai avut eu discuții, chiar nu aveam niciun chef. Pe cât se poate voiam să nu-i văd. Și da, ai vreo problemă cu ei? Acum de ce nu lăsați pur și simplu să fiți prieteni, să continuați? Da, să fim prieteni, pașnic, păi da. Cum să fim prieteni? Păi eventual să ne înțelegem, să fim colegi, adică oricum suntem colegi, să ne respectăm și așa, dar ce prieteni? Oricum aici, asta vorbeam cu fetele, poate să existe un început de prietenie, nu chiar prietenie. Mai este supărat, Moldo? A spus că el se știe de fapt pe el cum e în afară, da. Și că de-aia îl deranjează oarecum ceea ce spune, dar nu-i vine să se deschidă 100% aici, cum de altfel nici mie nu-mi vine să fiu 100% eu, nu știu de ce. Poate sunt niște bariere puse involuntar, știi? Așa, nu știu dacă neapărat e supărat, că oricum se vede că față de Robert e mult mai deschis și mult mai apropiat așa puțin. Uh-huh. Da. A încercat Robert acolo să ne dea niște sfaturi cum ar veni, amândurora. Foarte drăguț din partea lui. Așa este el cu toată lumea. Da, chiar nu. Dar tu iar te-ai aprins pe Robert și Julie? Păi mă enervează. Mă enervez când mi se pare că Julie înțelege foarte bine.
dar că se face că nu înțelege. Și dă tente ca și cum noi suntem ăia toți răi. Robert e cel mai bun om de pe pământ. Ești cea ceva de genul că Robert când zice ceva zice doar adevărul. E adevărul lui. Ok! Dar asta înseamnă că noi nu spunem adevărul doar pentru că nu suntem Robert. Nu, clar, nu. Dar eu înțeleg asta. Poate nu vede, chit că oricum și el dacă n-are dreptate, rău, el, ea vede că e bun. Păi. Ah. Cum ai zis și tu, cred că acum câteva zile, orice ar face el, ea consideră că e bine, eu pentru înțeleg, că o face el. Eu pot să înțeleg, dar eu știam că iubirea asta, în fine, e oarbă, dar nici chiar așa. Nu-ți place de nimeni dintre băieți? Nu? Aștept să intre cineva pentru tine? Da, sper, cum am zis, sper să nu plec până intre cineva pentru mine, că mi-ar plăcea să vină cineva și pentru mine, dar să fie așa, adică nu vreau doar să intre cineva pentru mine, vreau să-mi placă și mie, știi, să fie pe gustul meu, că nu-i suficient să intre pentru mine și mie să nu-mi placă, dar sunt sigură că se va găsi un băiat și pentru mine, să sperăm că aici, dacă nu aici, în afară, ce pot să zic mai mult atât. Pleci. Poftim? Zic, în caz că nu pleci până atunci. Da, în caz că nu plec, în caz că nu plec, mi-ar plăcea să dai seama să vin, ar fi ceva foarte fain și așa unic, știi, că în casă e altceva față de... E o experiență unică, eu așa zic. Și mai ales cum îi văd pe Robert, pe Julie, cum au ei chestia asta dintre ei și se iubesc și așa, dai seama că e fain să-i vezi pe alții și îți dorești și tu. Na. Dar acum, cine știe? Dacă... Dar tu, care-s planurile tale? Ești destul de tăcut pe conexiune, așa, din ce văd. Da, păi nu-mi place să mă implic în toate. Păi și tu ce te implici? Ce faci pe aici? Cu cine vorbești, vreau și să eu, zic? Și ca și tine, pe alocuri mai tăcut. Ah. Ok, dar acum nu mai sunt așa de tăcută, să știi. Mai am și eu nevoie de timp să mă deschid. Da, de aia ești așa. Da, momentan stau și observ. Mă deranja ieri când zicea că Robert zice adevărul și că Robert e imparțial și că Robert zice adevărul în continuare. De parcă noi mințim, suntem ultimii mincinoși aici și numai Robert e ăla real, ăla bun, are eventual o coroniță din adevăr. Știi că am avut o discuție și la masă. Vorbim. Am avut și discuție la masă cu Julie într-o zi și încerca să ne zică că Robert e bărbat perfect și noi am zis, pentru tine. A, da, da, da. Dar nu toate căutăm același lucru. Eu aș cu așa gen tipar. Da. Și eu. Ok, și probabil, de fapt, probabil, toate ne dorim să fie respectos bărbatul de lângă noi. E vorba de stil. Exact. Nu de stil, da. Poate, poate da, să te respecte și un băiat mai, să zicem, glumeț sau mai... Da. Deci a încercat să ne convingă că e bărbatul perfect doar pentru că nu îi consideră ea. Nu. Știu că eram aproape toate la masă atunci. Da, da. Eu nu zic că, uite, de exemplu, relația lor pentru mine e ceva... Rău. Boring. Rău. Și pentru mine? Deci eu, dacă aș avea o relație de genul, aș lua o razna, dar n-aș rezista în primul rând. Nici când eram mică, n-am avut o relație de ce să fie totul prea bine? Nu, nu-i vorba de asta. E prea bine, dar nu-i... asta, doar că în viața reală nu ai. Să n-ai un deranj în atâtea luni. Asta e prea... În viața reală nu există să fie așa. Dar oricum eu cred că e și dacă, nu știu, ar avea o... Nu știu, ceva ce ar deranja, nu ar discuta, ar trece peste. Nu există. De ce ai răspunsuri așa evazive și totul la tine e așa un mister? Nu știu, așa sunt eu. Nu am nimic bine stabilit vis-a-vis de cineva din casă sau așa. Aștept să văd păreri bune așa, despre... Poate un interes puțin mai mare pentru cineva decât pentru altcineva. Am o părere bună despre tot și toate, dar în rest nu am ceva bine definit. Momentan îmi place să stau, să privesc de pe margine, să văd cum decur tot. Da, deja cam tot stai și privești de pe margine, mai zine și tu, mai dă-ne o bombă, aruncă-o direct. Câte bombe să dau? Păi ce bombe e, dacă era nicio bombă? A fost aia cu copilul, a fost așa, da, momentan. Mie mi s-a părut o bombă, da. A fost așa. Mă refer o bombă aici, așa, cu situațiile din casă. Cu situațiile din casă? Da. Păi nu prea am ocazia, n-am mai prea venit și în casa fetelor. Bombe, buf, direct, nici tu te-ai așteptat, așa și trebuie, că nu ne așteptăm, buf. Da, adevărat, îți pare rău pentru ce ai zis? Pentru ce? Sau pentru ironiile respective? Nu, ești ok? Nu, dar de ce? Dacă aș fac ironii, fac și ironii, că doar de asta mai aici în casă. Cum alții joc părerea, îmi dau și eu. Eu n-am făcut nimic diferit față de ce au făcut alții. Am făcut exact același lucru. Am înțeles super. Așa că n-are de ce să-mi pară rău. Am înțeles super. Pa, Casian. Pa.
Cum nu? Asta e aici, ei, Alexandru. Ei, da, okay, păi ei. Asta e aici. Păi aici, păi, dar aici. Când o să ieși afară și o păi să nu, dai nu, vorbesc de, aici. De viață de zi cu zi. Afară, afară, vorbesc aici. De ce râzi? Și plus că mie mi se pare că atunci când cunoști un om, trebuie să-l cunoști și printr-o ceartă. Gen. Ei nu se cunosc pe ei la ceartă. Nu se cunosc la nem, nu se cunosc în zilele proaste. Ei se cunosc doar când e totul roz. Iar când totul e roz, oricine poate bine, să stea lângă tine. Bine, am mai avut pe aici zile proaste chestii, dar nu... Nu se compară. Au un foarte mare autocontrol amândoi, ceea ce e un lucru bun. Ar fi fost fain să mergi la un date la tine acasă. Sau undeva, să te întâlnești cu ai tăi. Aș fi vrut să o cunoască pe Aileen, sincer. Să-mi dea date, să... Da. N-am mințit-o pe Rebecca vreodată. Jucăm. Când hai, zi, când acum, jucăm, acum. Nu, când jucăm, răspund. Hai, jucăm noi doi, zi. Nu, jucăm toți. Ba, după fața ta ai mințit-o de ai prăpădit-o. Jucăm toți. Ba, urât vorbești. Jucăm toți. Nu, mă, că până scriem pe foaie. Nu scriem pe foaie, zicem de când n-am. Hai cu sau Robi. Nu, ridicăm mâna dacă am. Ridicăm mâna dacă am. De când facem așa, am și cine zice am, ridică mâna, nu. Să vină Virginia. Aș putea să nu stau. Nu. Zi. Stai jos. Nu. Cameră, pot să plec. Nu poți să pleci pentru că da, vin după pot tine. Să plec. Ba nu, nu poți să pleci. Poți să plec cameră. Vin și te iau din cameră de la fete. Hai stai mă, jos. Zi. Nu vreau. Zi, vorbim așa. Ia uite, bă. Opa. Virginia, bă. O chemat-o, băi, pe Virginia. Nu poți să-ți faci relație în casă cât eu sunt aici. Dar de ce? Pentru că nu vreau eu. Și mă chemași degeaba la camera roșie, că tot la fel rămâi. Om fără caracter, zero. Virginia, ești ok? Nu. Crezi că doar se joacă? Și asta cred, sincer. Dar deja e prea mult, adică nu mă mai simt bine. Cameră, aș vrea să vină Virginia. Să vină Virginia. Aș putea să nu stau. Nu. Zi. Stai jos. Nu. Cameră, pot să plec. Nu poți să pleci pentru că da, vin după tine. Ba da, pot să plec. Ba nu, nu poți să pleci. Poți să plec cameră. Vin și te iau din cameră de la fete. Hai stai mă, jos. Zi. Nu vreau. Zi, vorbim așa. Ia uite, bă. Opa. Virginia, bă. O chemat-o, băi, pe Virginia. Nu poți să-ți faci relație în casă cât eu sunt aici. Dar de ce? Pentru că nu vreau eu. Și mă chemași degeaba la camera roșie, că tot la fel rămâi. Om fără caracter, zero. Virginia, ești ok? Nu. Crezi că doar se joacă? Și asta cred, sincer. Dar deja e prea mult, adică nu mă mai simt bine. Cameră, aș vrea să vină Virginia. Bă, haide să ne jucăm ceva. Cheamă și tu. De ce? Bă, Robi, hai să ne jucăm ceva, că mi-a venit idee mișto. Du-te mă și joacă-te cu Gage, cu alții. Se joacă și Patrick. Nu mă interesează.
Bine, ne jucăm noi. Joacă-te cu gage, lasă-ne, lăsați-ne pe noi. Noi avem 24, 25, 27, tu ai 20, 21, ia joacă-te cu gage. 45. Nu. Păi și atunci de ce mă rogi la joc? Robert se schimbă la față când intervine Giulia în anumite subiecte și când spune Giulia anumite chestii. Și mi s-a părut. Se pare că se schimbă la față, se în face roșu. Ah, da. Ca și cum nu-i convine, dar nu vrea nici să oprească. Da. Și eu am, de multe ori eu am observat chestia asta în momentele în care Giulia se ceartă cu cineva. Da. Robert mereu încearcă să-i pună un stop, gen, lasă-mă pe mine, Giulia, lasă-mă pe mine, sau dacă e fizic lângă ea, îi pune chiar una pe picior, gen... Gen, știi? Mm-hmm. Și când am văzut date-ul ăla lor... Acum toată lumea este timidioasă, este timidioasă. Nu. Sincer. Dar nu e ceva rău ca Robert poate considere că el ar trebui să ia inițiativa în discuții. Nu înseamnă că nu poate Julie să ducă discuția sau așa. Poate Robert preferă să pună el punctul pe ei. Că și în viața de zi cu zi, ok, îți ia apărarea, ok, se bagă, dar te lasă pe tine să vorbești. Adică, cum adică să mă pună mie un bărbat top la gură? Și atunci Robert de ce n-ar lăsa? Nu știu, poate își dă și el seama câteodată că Julie greșește sau că nu înțelege neapărat foarte bine situația. Eu, de multe ori, eu consider că Robert n-a fost de aceeași părere cu ea. De multe ori. Păi nu, logic, e urât să zici așa, la urmă iubitul ei. Cameră, vreau și eu să vină Roberta, te rog. Și acum pe conexiune se uita foarte urât. Și am mai avut un moment ăsta cu mine, un moment ăsta, când nu era în casă. Eu am observat că și atunci când am văzut date-ul Robert, s-a schimbat fața de foarte multe ori pe parcursul date-ului. Date-ul lui? Date-ul lui lor, ăla... Lor, da. Nu știu, acum o lună când l-am văzut. Da, ultimul date. Nu ăla de la hotel. Nu de la hotel, ăla la munte. Când descalatau ultimul, da. Eu am traseele. Dar el se schimba la față pentru că știa că oarecum o să vină comentarii din partea noastră. Da, nu că nu i-ar plăcea. Nu că nu i-ar plăcea de cu Julie, că știa clar că mama ce s-a prins pe cameră, probabil. Asta a fost expresia lui. Și nu s-a... Uite, vezi că el sublinează chestiile așa, dar cum i-am spus eu ieri sau alaltăieri pe conexiune, și noi putem să punctăm anumite lucruri la ei doi, dar nu o facem, că, da, exact. Sincer, nu mă interesează. Exact. Ce faci? Bine, tu? Supărat-o. De ce? Hmm? De ce supărat-o? Păi nu știu, așa te-am simțit că ai plecat din casă. Nu? Nu știu. Păi nu, așa te-am simțit. Te-ai zis că aveai și tu emoții cândva. Păi și nu e așa? Ba da, așa o fi. Nu mă contrazic cu tine. Vrei să mă pun rău cu tine? Dar de ce ai vorbit la trecut? Am spus că aveai înainte, acum nu mai ai. De unde știi tu? Ești autoștiitoare? Știi tu tot? Simt doar. Ah, simți. Ce? Okay. Se vede. Ce? Că nu mai e la fel. Am ajuns într-o situație în care nu credeam că o să ajung vreodată. Acum? Păi? Tu mă știi. Nu credeam, efectiv. Nu mă mai interesează. Zero interes. Știi, Robi, dar vezi tu că... Uite diferența dintre noi. Că eu chiar și atunci când sunt momente tensionate, eu mă gândesc, măi, aș putea să zic o grămadă. Dar zic, măi, n-are rost să zic, că nu-i bine. Dar tu le spui și probabil te gândești după, mă, mai bine nu le spuneam și așa mai departe. Că nu tu reacționezi la... Reacționez la nervi, dar nu la asta mă refer acum. Știu, la cum te la simți toate tu. Toate situațiile adunate la un loc și... chestiile astea și cu Virginia, și cu Patrick, și cu Sebastian, și cu tine, și cu cine am mai avut discuții pe aici. Nu mai am stare, nu mai... Sunt oameni la care trebuie să le dau explicații și pur și simplu nu mă interesează existența lor. Știi ce zic? Uite, ca să ți-o zic, cum ești tu cu Anthony? Nu te interesează să iau o părere? Eu te înțeleg când refuz să vorbești cu el. Măi, refuz că nu mai am chef, pur și simplu. Dar nici nu crezi că zice ceva intenționat. Nici nu crezi că zice ceva interesant încât să te... Uite, știi ce întrebare vreau să-i pun? Știi că am zis că vreau să pun o întrebare și ai zis după aia, pune Robert întrebare.
Am vrut să zic, de ce ai tu acest comportament? Ce vrei tu să scoți în evidență sau ce vrei tu să faci? El probabil s-a simțit ofensat față de mine și acum vrea el pe mine să mă pună într-o lumină proastă, ceea ce nu se va putea întâmpla asta niciodată, pentru că eu nu dau curs. Nu dau curs, pur și simplu. Nu că nu vreau să vorbesc, că acum știi, de când ești aici, știi ce pot și ce nu pot. Da. Dar care ar fi rostul? Când vorbești, să te afli în treabă doar. Nu simți că ne-am îndepărtat? Oarecum da. Păi vezi? Și? Și? Ce părere ai? Ești bine, sănătoasă? Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Mă bucur. Ți-am zis că nu o să mai forțez nimic. Ce o să fie, o să fie. Da. Fă ce simți. Nu știu dacă vreau să mai fac ce simt. Aiurea atunci. Nu știi dacă mai vrei să faci ce simți? De ce? Nu știu. Ei, nu știi, știi, dar nu vrei să răspunzi, auzi, că nu știi. Tu faci ce simți. Păi... Da, în mare parte da. Mereu am făcut ce am simțit cu tine. Am înțeles. De ce te contrazici acum? O să primești răspunsul altă dată. Când? Când e cazul. Liniștește-te puțin. N-am înșelat vreodată. Dar nu pe Alexandra. De când bucur Alexandra ai fost? Înainte am fost la o lună, niciodată? Două. Băi, pisoiule, nu joci corect. Discuțiile alea. Nu joci corect. Ce? Frate, am avut discuțiile. Hai, ridică mâna, Antonie. Ok, nu facem referire la nicio fată din casă. Ridică mâna. N-am zis de la început. Ridică mâna, mă. Bă, de ce? Vrei să-mi dai mâna? Păi nu, așa. Ce întrebări, mă? Nici nu vine întrebări. N-am avut momente de regret că am venit în casă iubire. Bă, au fost. Bă, cum? Au fost. Zi. Dar după aia m-am calmat. Stai să mă gândesc. N-am băgat bățul în gard, numai așa să mă aflu în treabă. Eu nu. Dar la ce te referi? Adică, cum face Antoni? Ok. Vezi că Antoni când pune întrebarea, dacă stai să-l urmărești, el când îți pune întrebarea, e mândru de ceea ce spune și că te-ar putea pune, vezi că am dreptate, vezi că așa sunt eu și că greșești și că știi, are un stil așa, îți provoacă un pic, bine că pe mine nu mă deranjează, dar un om care e mai sensibil așa și reacționează la impuls, îți provoacă o stare de nervi așa când... Și câte discuții am avut cu el în exterior. Îți dă de înțeles că el știe pe toate și tu. Da. Și câte discuții am avut cu el în exterior. Și crede-mă că multe, el când s-a certat cu Rebecca, multe vorbe pe care le-a spus pe conexiune au fost parcă ceea ce am spus eu. Mai ții minte situația când i-am zis Ugacea ceva acolo sau sunt camera lui și Alexandra și exact aceeași situație a fost. Exact aceeași situație. Însă Antoni mai bine procedează așa. Da, dar vezi că dacă nu le simți și nu zici din suflet și nu ești tu, nu ți iese, că nu ai cum. Dacă nu ești tu așa ca om. Să vină Virginia. Aș putea să nu stau. Nu. Zi. Stai jos. Nu. Cameră, pot să plec? Nu poți să pleci pentru că vin după tine. Ba da, pot să plec. Ba nu poți să pleci. Pot să plec, cameră. Vin și te iau din cameră de la fete. Hai, mă, zi, nu vreau! Zi, vorbim așa. Ia uite, bă! Opa. Virginia, bă, am chemat-o, băi, pe Virginia. Nu poți să-ți faci relație în casă cât eu sunt aici. Ba, de ce? Pentru că nu vreau eu. Și mă chemaș degeaba la camera roșie, că tot la fel rămâi. Om fără caracter, zero.
Julie, mereu e deranjat de când am dorit deschide gura. Înseamnă că noi... Asta înseamnă că noi... Ea zice că e sătură de subiectele lui Antoni și de al Patrick, da? Oare de subiectul lor? Nu e nimeni sătur? Care subiect? Păi tocmai, nici măcar nu există subiectul lor. Face mâncare, aduce dintr-o casă în alta mâncarea. Asta e subiectul. Păi nu, dar pe bune. Ce zisești? Tu zisești? Ce? Cine zisă? Alexandra? Cred că dormi recepție. Alexandra. Leșin. Uite. Asta trăim, asta spunem. Nu, dar acum, dacă toți, sau să zicem, toate cuplurile, dar nu, ar fi toți așa. Ar fi așa. Păi se închide emisiunea. Doamne, dar nu s-ar mai întâmpla da, nimic. Da, eu nu înțeleg. Așa, despre asta e vorba, ok? Că înțeleg că te deranjează subiectele altora, că poate că nu te interesează normal ca... Eu te face parada modei. Nu te interesează ca ale tale, dar... Asta e, le accepti, că dacă nu... Eu când au... Ce să ne uităm cum gătim? Deci, de fiecare dată, Robert punctează pe faptul că se lungește prea mult subiectul, că se duce subiectul nu știu unde, nu știu cum. Te lasă-mă să vorbesc, dacă vreau să vorbesc. Asta e, da. Nu, aici nici eu nu sunt de acord. Nu sunt de acord, pentru că totuși suntem... Na, dacă n-ar vorbi radio, nimeni... Dar bine și la radio se vorbește. Se vorbește, dar... Dar se... Sincer, acum... N-am antipatie față de cineva din casă. Am. Față de? Ei. Hai și asumați, zi. Robert. Ai antipatie, adevărat? Nu, nu antipatie în sensul ăla. Taci, că asta era întrebarea. Da, da, nu convin niște... antipatic, da, știu. Ai auzit, da? E prea mult spus antipatic, frate. Da, asta, da, asta zic. Prea mult spus dar antipatic. Dar nu prea... Lasă că la cât am spus eu și am făcut lecția, acum sunt antipatic. Dar n-am nevoie, Robert, să-mi faci... Nu e antipatic, îl deranjează prezența lui în casă. Știi care e chestia, Robert? N-am nevoie să-mi faci lecții, fiindcă eu discut cu tine de drag, dar dacă ar fi să iau lucrurile pe care mi le-ai zis, tu le-aș învăța și din cărți. Ok. Atunci citești o carte. Ce te dam, băi, uite, dar uite aici nu dai ok, mă. Ce lung a fost. În fine, altă întrebare. Hei, Sebastian, e o întrebare de aia cu Amnam. Tu prin ceea ce vorbești tot pe tine. Amnam privit posteriorul altei fete decât iubita mea din casă. Dați-i pas, că după iar ajungeți, frate. Din greșeală a intrat în aria mea vizuală. Băiatul din camera roșie m-a întrebat dacă... Că de ce nu vin în casa la băieți? Că am zis că, sincer, nu simt că am pentru ce să vin în casa băieților, nu simt să vorbesc cu nimeni în mod special, nu pot să zic nici măcar că m-am apropiat de vreun băiat să fiu prietenă cu el sau așa vreo chestie. Și am zis că mai ales că au fost situațiile care au fost și nu voiam neapărat să îi văd pe Patrick, pe Antoni, pe cei cu care am avut conflict. Și el a zis că, păi, dar de ce? Că nu vrei să fii prietenă cu ei și... Și am zis... Stai un pic, că prietenii nu există aici. Există un început de prietenie, probabil. La modul ăsta, cum am vorbit. Sau cel puțin, ok, hai că poate există prietenie între cei care sunt de la început, de tot ce au rămas până acum. Cum sunt Robi și Patrick. Da, poate e prietenie între ei, că au trecut nu știu câte luni, nu, decât sunt aici în fiecare zi. Na. Petrec timp împreună și așa. Da, uite, eu cum sunt de o lună și ceva aici, ce prietenie poate să fie între mine și oricine? E clar, e un început de prietenie, mă simt apropiată de unele persoane și cu siguranță se vor lega prietenii care vor ține. În afară exact. Se va vedea cine exact. Este exact. Sau cine nu este prieten. De-aia zici, atunci acum putem zic el mie că eu să fiu prietenă cu Patrick și cu Antoni, de unde până unde? Poate colegialitate, să vă înțelegeți. Da, pe asta am zis, da, putem să fim colegi, să avem un respect. Eu oricum nu țin supărare, cred că s-a văzut, că n-am ținut pe nimeni supărare. Aici. Dar aici eu nu țin. Nici cu Patrick nu am nicio problemă, nici cu Antoni. Cred că n-ai nimic de împărțit cu ei. Exact. Ce să... Te deranjezi și eu? Antoni. Zi o întrebare de Amnam. Nu mă bag. Casian, îți iau o întrebare de Amnam. Abar n-am. Nu știu. Nu, mai ăsta a fost joc. Iar te bagi la... Dar nu... Joacă, frate, altceva. Sunt curios de camera ta roșie. A mea? Și eu. Hai. Vrei să dau pe spate camera asta? Da. Tu vezi ce urât răspunde, Antoniu? Dar poate iar o faci de oaie. Patrick. Deci ce urât răspunde? Auzi că ești antipatic. Da, așa, de peste noapte. Auzi că n-am antipatie față de cineva din casă. Și au zis am. Și zic, de cine? Robert. Nu mai stai să zică Robert. Dar n-ai auzit ce a zis? Că el a dat de înțeles, bă, că ți-am dat niște sfaturi, nu știu ce. Și la care Antoni ce a zis?
Robert, oricum n-aveam nevoie de sfaturile tale, că dacă voiam sfaturile, le luam din cărți. Da, era la pământ și a venit de la mine, Robert, cum să fac ceva, că te văd un băiat foarte ok și văd că... Și eu am stat 2 ore, 3 ore cu el. Și acum nu-i bine. Vezi, mâncătorie, mă. Vai. Să vină Rebecca. Credeți că Robert și Julie nu se ceartă aici, că sunt aici? Da. Păi da, asta înseamnă... Atunci unde se ceartă? Nu se mai nu ceartă. Se ceartă. Că nu se ceartă. Au deranjuri, dar problema este că dacă este așa, au deranjuri și, nu se, și le exprimă, când o să iasă afară, nu o să dureze nici jumătate de minut relația lor. Sunt curioasă ce să fie după ce plecăm și de eu. Eu. Chiar fiartă. Așa, cu toți. Ar trebui să facem minunie din aia după. Fiartă. Da, da. După 6 luni, ca să prindem în vară. Da, 6 luni. Rebecca. Hai, du-te. E. Că după aia mergem la reuniune. Robi sau Anthony? E Robi, să te las cu tău. Pe Anthony pe ce scheme? Pe tine. Dar chiar cine ar veni la reuniune? Toți, voi faceți noi la liceu, zic repede. Da. Ne-a pus dirigat să facem o scrisoare pentru noi cei de peste 10 ani, adică da. Ce ți-ai spune ție peste 10 ani și sunt la ea, nu știu dacă le mai are, și la dânsa. A, și când mă întâlniți... Și să ne întâlnim peste 10 ani la 28, deci, da? A. Și să ne le dea să citim, eu nu mai știu ce am scris. Ce tare! Credeam că e Robi. Mă așteptam să mă chem tu. Scuze. Nu, că nu vreau să mă cheme Robi, dar mă așteptam să mă chem tu. Ce faci? Păi erai nașpa. Cum să nu te chem? Doar asta mă chemaș. Păi ți-am zis că nu vreau să te ajut să treci peste momentul de astea. Mulțumesc. Ți-ai mai revenit? Chiar apreciez. Da, sunt mai ok. Chiar nu mă așteptam să mă chem. Păi... Vrei să chem pe altcineva și îți schimbași camera? Si. Da, pe da. Pe cine vezi? Nu știu, era o chemare așa, random, nu că... Pe cine? Virginia. Chemam așa, random, plus că Virginia am văzut-o foarte deranjată de mine zilele astea și nu știu de ce. Ok. Dar nu puteam să te... Nu puteam să... Nu știu, să te las așa. Nu știu, voiam să văd dacă mai... În primul rând chiar mă gândeam, bă... Oare ce o face acum? După ce am plecat eu, na, nu știam cum e și mă gândeam oare ce o face acum, oare mai e supărată, oare i-a trecut, oare au mai ajutat fetele să își ridice starea. Deci? Sunt mai ok. Sigur? Așa îmi ziceai și cu lacrimi în ochi. Măcar nu mă, gen acum, că na, nu-și are sensul, nu mă minți. Spui că vrei să chem pe Virginia la camera roșie, nu știu. Dar nu era o chestie neapărat că vezi, Doamne, de ce o chem pe Virginia. Ți-am zis, aveam o nelămurire că ea părea foarte... Păi și am văzut că ai râs foarte mult cu ea în casă au și... Au fost niște glume, dar tocmai pentru că aspectul ăsta voiam să-l discut în camera roșie. Ce? Chestia asta cu de ce e așa deranjată, de ce zic, de parcă... Nu știu, eu îmi dau cu părerea și Virginia chiar e deranjată și nu mă așteptam. Și te deranjează că e Virginia deranjată? Nu, dar nu vreau să mă am rău cu cineva anume cu care chiar n-am intenția de a fi rău. Văd că nu te ai rău tocmai, că râsești cu ea când fusești la fete. Da, dar se fac abstracții, că uite, așa și lui Julie am zâmbit. În față îi zâmbeam lui Julie când discutam niște chestii. It's ok. Nu mai fi așa, Rebecca. Păi da, nu știu... Nu știu, te văd detașat, nu înțeleg cum poți să fii așa, nu știu, nu știu. Dar ți-am zis... Nu te judec sau așa, dar nu știu. Ți-am zis, nu neapărat ce arăt și ce simt. Încearcă, nu știu... Și mă simt aiurea, tu practic mă chemai doar pentru că mă văzuci că mă simt prost. Că altfel nu mai fi chemat pe mine. Rebecca... Păi nu, dar pe bune, cum să mă simt? Dar sunt sincer cu tine, în primul rând. Ok, apreciez. Sunt sincer cu tine, unul la mână și doi la mână, nu e ok, gen, nu, n-ar fi trebuit să te chem.
pe mine interesându-mă starea ta. Una era să vrei să mă chemi pe mine de la început și una e să mă chemi la pentru că plâng. Dar nu că plângi, că nu plâns în sine m-a... Nu plâns în sine m-a făcut să te chem. Faptul că nu ești bine. Nu plâns în sine. Faptul că nu ești bine și vreau să discut cu tine, vreau să te ajut. În primul rând vreau să în camera asta roșie să mai râdem, să mai glumim, dar văd că... Nu știu, nu prea ți arde nici să vorbești cu mine. Dacă ai fi Robert în locul meu, pe cine ai chema la camera roșie? Eu? Sincer? Gândește-te la toate situațiile. După da. Toate situațiile, da. Pe Virginia. De ce? Să clarifici cu ea. Nu să clarifici. O să iasă scântei pe acolo. Sau măcar să-i demonstrezi că vrei să îndrepți cât de ceva. Nu pe plan amoros. Așa, că ai fost aiurea. Părerea mea. Nu multe, că nu sunt în caracter. Robi, vorba dulce, mult aduce. Fără să lași loc de interpretare, că ar fi ceva mai mult. E gelos, frate, tu. Ok, mă, du-te. Eu zic Virginia și te duci și spui un pic toate situațiile care s-au creat. Și că-ți pare rău, atât. Dacă acceptă, bine, dacă nu, nu. Dar tu ai spus. Și ce mi-ai făcut? Mi-am jucat amnam acum în casă. Amnam mințit în casă iubirii. Hai. Am. Hai, pa. Hai, pa. Nu-ți mai irosi camerele cu mine dacă să chem pe altcineva. Dacă... Ba da, ba da. Te-am făcut să te simți mai bine? Nu e vorba de asta, e vorba de să faci ce simți și tu nu simți să mă chem pe mine. Cum? Dacă mi-am schimbat camera, înseamnă că asta am simțit să fac. Te-am făcut să te simți mai bine? Când au zis că nu vrei să mă chem pe mine, nu. Finalul, la final, te-am făcut să te simți mai bine? În fel. Acum e din orgoliu. Din nu, orgoliu, nu e din orgoliu, e aiurea. E aiurea. Nu mai cerem 5 minute? Nu mai cerem 5 minute? Da, chiar e aiurea. Dar nu, Rebecca, eu am simțit să te chem pe tine. Înțelegi? Nu, no, tu ai simțit să mă chem pe mine. Acum, văzându-te așa, am simțit să te chem pe tine, fiindcă am simțit să te ajut. Pentru că asta simt să fac. Ce frumos ai fost! Ce frumos zâmbești! Ați văzut? Da. Da, tot. Suntem degeaba, că nu voia să mă cheme pe mine. Dar pe cine voia? Pe Virginia. Robi? Nu. A, Antoni? Bă, suntem... Antoni a vrut să cheme pe Virginia? Da, că a zis că... Și că e... Antoni! Dă subtilități, chestii, nu știu ce a zis. A, că deci că ești răutăcioasă cu el. A. Și de ce te-a chemat pe tine? Că voia să vadă cum mă simt, dacă sunt bine și că simți să mă cheme pe mine. Nu ești că acum 20 de minute a plecat și... Și zisă că își schimbă decizia pe Parkers. Foarte bine. Mamă. Îi dai subtilități lui Antoni? Nu, i-am zis, nu știu ce subtilități. Ei, ai mai zis și ieri la alteri că ce? Tu... Așa gândești sau tu așa înțelegi sau înțelegi ce vrei. A, păi da, păi normal. Da, asta cred. Păi explicai aici pe canapea despre ce era vorba. Da. Nu erai și tu, că el stai pe canapea. Păi el a zis că strica și cum că mi-a strigat mie Robi combinațiile cu Patrick. Aici eu mă atâț, nu doar că e Patrick, indiferent. Da, în general n-are. Și dacă nu-mi place de un băiat, dar dacă îl văd că se bagă, nu-mi place mie, înțelegi? Da, Antoni, acum? Și Antoni, nu știu. Și Antoni, cred că... Rebecca. Antoni cu Rebecca, da. Rebecca, pentru că eu eram cu Julie lângă grădină pe... Și era o grădină. Și s-au dus în grădină. Era cu tine și cred că a plecat, nu? Sunt și... Salut! Ce sunt faci? Am avut cadru cu tine. Nu crezi că ești cam... Nu cred, frate. Ți-a arătat că am chemat-o pe Roberta? Frate, voiam să zic de ce cu prietenia asta cu Alexandra, că parcă și pe mine mă deranjează, nu știu de ce. Ai luat-o la întrebări, nu?
Ce cu prietenia asta? Pune piciorul în prag, Antoni, fii rău, tati. Păi, mă gândeam să te ajung, frate, că am văzut că tu tot i-ai explicat, bă, las-o pe Alexandra, las-o. Hai că... Alexandra a început să fie caterincă, oh. Îmi place. Alexandra face ce vrea din gagea și în momentul de față. Dar nu mă refer la asta, mă refer că... Știi că ți-a mai zis ție. Bă, lasă-mă, ce carusele, ce carusele am eu cu Rebecca. E amuzant, mă. Ce carusele am eu cu Rebecca, dar cum simte Alexandra că e bine cu gagea? Cum se întoarce? Da. Hai, Patrick, du-te așa ușor. Ce să faci tu, gagea, cineva nu te... Auzi că, hai, du-te așa ușor. Adevărat. Vrei să te mint? Alexandra, de ce e tiparul tău? Stai să începe o dată. Păi de ce? Da, de ce? Îmi place în primul rând cum arată. Două jumătăți am băgat. Da? Da. Da. Îmi place mult, mult cum arată Alexandra, în primul rând. Și îmi place și nebunia asta ei. Cameră, aș vrea să vină Virginia. Să zic că pe bune că îți place de el după. Ăsta e Robi. Doamne, Julia! No, Patrick! Dar cred că Robi. Așa, da. Ce înseamnă pentru tine lipsă de respect? Înșelat. Aia, atât? Da. Nu, no, doamne, și atunci o să ai o viață bună. Știi de ce? Ia zi. Pentru că certuri, chestii de genul o să fie, mă. Ok. O să fie chestii de genul. Aha. Deci lipsa de respect egal înșelat. Da. Ok. Trăim sau nu într-o simulat? Îți fac pe subiectul ăsta. Mamă, dar ce complet frumos. Zici că e prima dată când ne vedem astăzi. Da, e mișto. E bine. Antoniță, că nu e foc. Bine, hai, mă las stau aici, te rog mult, că... Am uitat, nici nu știu de ce m-am pus acolo. Să-ți fie rușine. Ce faci? Bine, tu. Uite, stăteam. Vorbeam de ale case. Cum ar fi? Da, nici nu mai știu ce vorbeam, de... Nici nu mai știu ce vorbeam. De unde Rebecca cu Antoniță. Unde te-ai gândit, Patrick, să mă chem la camera roșie, dacă se ia Robi de tine? Nu se ia nimeni de mine. Acum... El și-a exprimat toate sentimentele și toate astea, dar na, nu ne impunem unul altuia. Și s-a văzut că nu mi-a impus niciodată să fac ceva, poate așa, indirect. Direct. Da, 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 tu susții că indirect mi-a impus, da, uite-te că nu. Mie îmi face plăcere să vorbesc cu tine, Virginia. Știi foarte bine treaba asta, îmi place să am camere roșii cu tine. Nu se dă nicio nuanță, să se înțeleagă, să nu zici că sunt neasumat, asumat, nu știu ce. Și am vrut să mai vorbim despre ce vorbeam. Păi, ai fost neasumat. Cu ce? A, cu faza de zis-o că nu mi-am asumat. Da, dar n-aveam ce să-mi asum, că nici tu n-aveai ce să-ți asumi. Ba da, să-ți asum discuțiile. N-am plăcut pe cineva și n-am recunoscut. Aici, în casa iubirii. Da. N-am. Eu am zis. Da, a fost. Tu nici atât că ai recunoscut. Mie doi, mi-a plăcut de doi, am zis. N-am vrut să plece cineva acasă. Dar e încă aici. Am uitat să-mi precizez. Deci, tu ai vrut să plec eu. Tu ai vrut să plec eu. Nu. Hai, recunoaște. Nu știu. Eu, sincer, eu mă gândeam la băieți, mai ales că voturile noastre merg la băieți. Nu mă gândeam. Da, și eu tot la băieți mă gândeam. Și eu tot la băieți, da. N-avem ce să zic, pe bune, acum păi, să-l trag de urechi pe Robi? Da, da, păi nu să-l tragi de urechi, dar să zici, băi, frate, și eu, și din partea mea a fost același lucru. Da, eu am spus că n-a fost nimic diferit față de ce a fost tot parcursul nostru, pe tot parcursul nostru. Asta am spus nu, eu. Nu, tu ai dat-o și l-a întors cu niște chestii în fine. Zic nu, cu ce? Nu, da, nu, hai, nu. Dar când vorbim? Păi nu, Patrick, dar ce n-am să dat-o, l-a întors cu nimic, pentru că mie mi s-a părut că singura diferență dintre noi doi este că eu am spus că da, m-am mai gândit, iar tu ai spus aseară. Atât. Asta a făcut diferența dintre noi doi. Eu n-aveam cum să-mi asum treaba că ai zis aseară sau că s-ar fi întâmplat aseară. Păi nu, tu nu aveai, păi dar stai puțin că nu s-a vorbit.
strict pe ce am vorbit noi, pentru că nimeni n-a știut chestia asta, păi ce nu, am vorbit noi. Nu, nu, ideea după e s-a că s-a vorbit, nu, când s-a vorbit în general mă refer, până ca ei să vadă discuția și așa, tu puteai să zici, bă, stați puțin, nici nu știți discuțiile și eu vă spun că a fost reciproc, nu mai spus... da vina. Păi nu, 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 stai, eu ți-am spus exact ce s-a văzut pe ecran, s-a văzut cadrul cu tine și de acolo Robi a avut reacția. Atunci era pe tine reacția, pe fosta lui, practic, nu? Păi da, dar tu n-asculți ce zicea și el, că zicea ca și cum doar eu, ca și cum eu m-aș fi ținut eu după tine și nu a fost nu, așa. Nu, discuția ai a fost, ai văzut și no. Doamna Andreea a spus cu balanța. Da, perfect, și am zis eu că nu. Bun, păi nu, dar când trebuia nici n-am sublinia. Zis. Păi nu, nu, nu. Diferența a fost că, cum, a zis Robi? Nu, nu a spus eu, că, nu. Nu, a spus așa că nu te-ar crede în stare că ai putea să-ți dai tu voie. Bine, asta era discuția, da. De acolo pleca toată cearta. Nu, păi da, și a vorbit într-un alt mod. Tu bun, când ai nu, faptul că a vorbit într-un alt mod, da, sunt de acord cu tine, dar el s-a enervat pe faptul că lui nu i-a venit să crede că bine, tu ți-ai dat voie. Bine, vrei să vorbim când ne vedem doar despre chestia păi asta? Păi e recentă și ai rămas cu supărare. Păi pe tine, da. Păi și atunci despre ce păi să vorbim? Păi bine, uite, mi-a trecut. Da? Da. La bine, ha, te pup. Te pup, de astăzi pace, da? Pace, și război. Da. Ba. Pa. Auzi, o întrebare complexă. Hai, te rog. Dacă ai iubită. Da. Și asta în 2024 și afli prin 2028 că te-ai înșelat zilele astea. Și în 2028 atunci sunteți bine. Ai trece peste. Ai iertat-o? Ai continuat asta relația nu cu ea? Nu, știu, sincer, dar eu nu știu. Nu. 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 Ce? Moldo. Ai iertat-o? Bună întrebare, nu. Nu. Nu știu. E o întrebare bună eu și cred... crea, jur. Ia zi, Moldo. Eu cred că da. Română. Dar depinde cât timp aveam, că poate aveam două uite, luni sau trei luni. Dar stai așa, mai complex un pic. Ia, stai. Mai complex un pic. Tu în 2028. Nu, 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 mai complex un pic. Ia zi. Aveți, în 2024, sunteți acum bine, da? Da. Te înșală. Voi aveți deja relație de 3 ani, în care tot a fost foarte bine. În 2025 faceți nuntă. Da. În 2026 copil, în 2027 copil, în 2028 afli că te-a înșelat în 2024. Mamă. O ierți sau nu? Mamă, o ierți, 100%. Nici nu te mai afectează. Atunci nici nu... Asta am zis, da, asta zic eu. Nici nu te mai afectează. Și cu familie, nu știu. Deja, asta sunt construcții. Eu nu cred. E mult mai greu. E mult mai greu. Nu e adevărat. Pentru că, hai să vă zic, nu, atunci, în momentul ăla, nu te mai gândești la tine, te gândești la copiii tăi, te gândești că nu poți să faci familia. Ai casă în construcții, ai alea, stai, îți mai adăție de divorț. Și care e chestia, Robi, tu afli de că te-ai înșelat în 2024, dar tu afli de cât de data aia? Am femeia, dacă nu știi, făcut, și-a făcut talentul atunci, poate și-a mai... Păi nu doar despre asta e vorba. Doar atunci, odată. Repede, am impresia că Patrick chiar o vrea pe Virginia. Am. Nu mai dau seama, sincer. Nici eu. N-am. Nu mai îmi dau seama, mi se pare că bine, a trebuit prea mult timp. Deci cam am de joci. Da. N-am fost cu Patrick la cameră. Ce, dacă vine și se uită așa la mine și îmi zice în primă fază direct. Bă, eu nu pot cum stau, zice. Au scăpat femeia, ce se fac? Stau să-mi chinui copiii. Bă, frate, stau să-mi chinui copiii că i-au scăpat ceva. Bă, ce n-ați înțeles? Că oricum familia din momentul ăla este ficată. Asta e. Bă, Gagea, tu ești exact genul de bărbat pe care și l-ar dori orice femeie, dar să fii plin de bani. Să vină iubita mea, Julie. Cu cine ai vrut să te duci la date? Nu eu, trebuie și eu ca să mai răspundă și altcineva. N-am, nu știu eu, nu știu ce să mai pot. N-am sperat să fiu în topul unui băiat și n-am fost. În topul casei. N-am. Hai, iubitul meu. Păi de ce te-ai speriat, dragă? Știi ce am scris ieri pe foaie? Ce ai scris? Am scris că te invit la camera roșie, la un dans. Și mă inviți acum? Păi te-am invitat ieri, dar nu ne-a lăsat. Ai vrut să avem o cameră roșie așa, dansând? Da. Dar ce fel de piesă era? Păi nu am cerut explicit melodia, am zis că oricare. Dar aș fi vrut o bachata, ca să văd dacă ai mai învățat.
sau dacă ai fost la cursul respectiv. Nu pot să-ți răspund. Se poate? Ce ai mai făcut în acest timp în care am lipsit de lângă tine? Am mai stat cu Francesca și cu Teodora. Am o întrebare interesantă, am discutat-o acum în casă. Mi s-a părut interesant așa și... Uite... Ipotetic vorbind... Suntem acum împreună în 2024, da? Uh-huh. Avem o relație de 3 ani de zile în care totul a fost bine. Uh-huh. În 2025 facem nuntă. Ok. În 2026 primul copil. Ok. 2027 al treilea copil. Ok. Și în 2028, când totul este perfect, afli că în 2024, acum, înainte de căsătorie, când totul era bine, afli că te-am înșelat. Că te-am înșelat partenerul. Vitule, dar ce-ți cu întrebările astea? Cum o gândești asta? Deci e foarte greu. Pe mine m-a pus la încercare maxim. Nu e greu. Eu trec peste. De ce? Pentru că iubesc. N-am vrut să chem pe cineva în camera roșie și m-am răzgândit. N-am. Nu. Am gândit atâtea ori. Am. Dar gen răzgândit pentru că mi-am dat seama că... Sau să-mi placă și să nu vreau să-l chem din motivul ăsta. Asta nu. Eu nu. A pus Caseanu o întrebare de genul, dar eu am făcut-o mai complexă un pic. El a zis că e complexă, dar am mai făcut-o mai complexă un pic. Și pe mine m-a pus așa, că ar fi foarte greu, știi? Dar cel mai bine ar fi în momentul când ne alegem partenerul. Normal. Să nu ne gândim la asta. Normal, iubitule. Să nu trăim cu gândul ăsta. Păi, normal, dar tu ai spus ipotetic vorbind. Ipotetic vorbind, dacă s-ar întâmpla una ca asta, eu aș ierta. Ce iubăreață ești. Asta nu înseamnă. Asta nu înseamnă că... Nu, dar iubitele, eu știu ce fel de om am ales. Păi... Știu că tu, dacă mă iubești, nu faci niciodată una ca asta. Știi ce m-am gândit eu? Da. Tu, dacă mă simțeai pe mine că aș fi vulnerabil la așa ceva și că ai avea anumite gânduri că aș putea să fac altceva, tu acum răspundeai că nu ai ierta. Ok, pentru că am încredere în tine. Acum ai zis că da, pentru că știi că nu se va întâmpla asta niciodată. Dar bine, era nu neapărat situația întâmplă, era un exemplu per total, așa, pe... Per total, un om care iubește și se află în situația asta, iartă. Da, și după îți intervin alte gânduri, poate. Măi, dacă s-a mai întâmplat, dacă chiar așa cum o face, e greu, dacă ești pus în fapt, e greu. E foarte greu. Păi acum depinde de relația care este între cei doi. Eu, așa cum te-am ales pe tine, am ales o relație în care să știu că pot să am încredere în partener și să știu că le discutăm absolut toate. Adică dacă s-ar întâmpla una ca asta și ai venit să-mi spui tu că acum nu știu câți ani s-a întâmplat asta, nu, aș trece peste. Dar eu nu știu dacă aș putea. Nu știu. Dacă m-aș un om care iubește, iartă. Da. Dar și un om care iubește nu face de astea. Ai, că mai aveam de zis să dezvolt un pic. Să știi că m-am împăcat cu Robi și că îi pare rău și mie. Da? Că ne-am simțit așa că am avut discuții. Te iubesc mult. Te iubesc și eu. Bye, iubire. N-am simțit fiorul iubirii în casa iubirii. N-am. Nu știu dacă iubire. Iubire, m-am spus. Ceva apropiat. Îndrăgosteală. Da. Îndrăgosteală, pasiune. Eu chiar am simțit. V-ați mai gândit la întrebare, băi, Robi? Nu, n-am mai vorbit. Bă, nu știu. Haideți să vă prezint o situație. Da. Ipotetic vorbind. Sunteți într-un cuplu și relația voastră merge foarte bine, vă iubiți extraordinar de mult și peste 4 ani, după ce ați făcut nuntă și copii,
Așa. Vine și vă mărturisește că la începutul relației v-a înșelat. Că a fost cu altcineva. Ce faceți? Iertați sau nu iertați? Hai, hai că mă găsiți pe mine. Păi stai, da, normal, dacă, da, dacă a trecut, început, a trecut 4 ani. Cred că nici nu mai simți vreo durere în momentul ăla, că știi că stai, că a trecut. Deci, Virginia, ierți? Da. Tu ierți? Păi, da. Dacă n-am aflat bine, dacă exact, nu dacă afli n-a fost... tu... Păi vine și îți mărturisește că... Da, okay, că păi... Sau afli. Bine, că afli e diferită situația. Dacă afli e mai rău, da, că te gândești, păi înseamnă că probabil faci și acum tot, și da, nu afli. Dacă exact, vine el și îmi spune, probabil mă gândesc, mă, a vrut să-mi... Bun, să spunem că afli. S-a clasat după 4 ani. Nu știu dacă s-a clasat. Eu mă duc și îl înșel și eu ca să fi închit. Nici eu, doar că mi-aș pierde crederea. Și eu după 4 ani. Eu l-aș ierta, dar l-aș pedepsi așa, da, l-aș face să trag prin niște certuri. Aș pleca puțin de acasă. Nu, e vorba și că îți pierzi oricum încrederea. Da. Și se strică. Se strică, o să când se răcească tot. Hai, Robi, că acum e senzație. Senzații majore cu 80 la ore. Cine mai urmează mai în camera roșie? Hai, du-te! Eu. Ești curios. Ce ai, mă, că îi face vizionare un program de... Camera, ne dai și nouă conexiune, te rugăm frumos? O cheamă pe Rebecca. Nu e adevărat. Ba da, mi-a zis. Am vrut să chem pe altcineva, dar să vină Virginia. Dar nu pot să plec, gen. Ba, tu, Francesca, deci, ierta? Sigur, întreb deci, camera. Pe mine sigur m-ar durea. Asta știu sigur, chiar dacă s-a întâmplat acum nu știu câtă mii de ani. Probabil că aș ierta, dacă l-aș iubi, mi-ar fi greu să nu-l iert, l-aș ierta, dar cum a spus și Giulia și le-a mai spus, sigur s-ar răci relația și mi-aș pierde încrederea și eu cred că la un moment dat, inevitabil s-ar ajunge la o ruptură. Știi care e faza? Că oricum ei scoate ochii. Orice ar fi, da, la prima exact, ceartă, exact. Acum depinde de cum ești. De acum ce ai venit cu ideea? Cum? De ce ai venit cu ideea? Pentru că au urmit dincolo întrebarea respectivă. Și ce au zis băieții? Ce au zis băieții? Păi nu știu, că Robert n-ar ierta nicând, nu vrei că ești bărbați. Putea să nu stau. Nu. Zi. Stai jos. Nu. Cameră, pot să plec. Nu poți să pleci pentru că vin după tine. Ba da, pot să plec. Ba nu poți să pleci. Vin și te iau din cameră de la fete. Hai, stai, mă, jos. Zi. Nu vreau. Zi, vorbim așa. Că atunci când nu faci ce simți, ulterior apar regrete. Ceea ce ai fost și întrebat pe episod, chiar m-am uitat. Bă, Patrick, regreți? Te-au întrebat fetele și tu ai zis că da. Nu aș păstriște așa cu regrete. Da. It's ok. Asta clar. Sunt resemnat. Dar când trăiești cu regrete, apare mereu întrebarea aia, că acum vorbesc dintr-o melodie, apare mereu întrebarea aia, oare ce-ar fi fost dacă? Stai jos. Hai, zi! Ce faci? Bine, tu...
Deci, în primul rând vreau să mă cer acasă. Ok. Referitor la alegerea ta cu Patrick și așa mai departe. Cred că avem perspective diferite și atâta tot. Nu cred că sunt în măsură să-ți judec, cum ți-am și zis de la început. Îmi pare rău de... nu vreau să crezi că vreau de împăcări astea. Eu sunt convins că o să plec acasă. Ce voiam să zic? Ce, ți-ai făcut și un speech? Nu mi-am făcut speech, doar că nu m-am încurcat, am vrut să zic ceva și m-am gândit și la altceva. Eu ți-am zis că ce mă deranjează, nu țin neapărat să ții cont, nu contează, atâta tot că m-am exprimat puțin greșit. Păi, nu, puțin mai mult. Nu mă interesează, crede-mă. Păi normal, păi, nu păi, nu. Păi pe tine păi, nu, că okay, tu ai jignit. Te interesează pe tine, normal, da. Mai târziu, mai târziu. Da. Nu zice nimic. Da, da. Maxim... Cu sonor, maluma, dacă ce? Tot. Ce? Ce vrea? Pe știam. Ia, Virginia, bă! Sunet! Virginia, bă! Dar uite cum stau, s-a pus el aici. Mă, zici că e mielușel, ia uite, așa? O dă frumos și vorbesc acum chestii deep, fain. Zi, bă. Ce? Am chemat-o, băi, pe Virginia. Sper să plec mai repede, că altfel nu știu dacă poți să-ți faci relație în casă, sincer. Adică? Nu știu, nu poți. Cum adică nu pot? Nu vreau să te bărâng altcineva. Dar nu e după tine asta, dar nu e oricum. Nici după tine. Dar după cine? Sunt alegerile mele, nu sunt ale tale. Nu te implică pe tine alegerile mele. Cum adică? Păi și alegerea mea dacă vreau să fiu cu cineva, nu? Dacă poți. Ce vrei să spui atunci? Nu poți să-ți faci relație în casă cât eu sunt aici. Dar de ce? Pentru că nu vreau eu. De ce nu pot? Ce se întâmplă? Nu ai voie. Păi nu, că față de mine tu n-ai nicio putere, înțelegi? Mai departe, deci tu ameni spate respectiv. Ești în continuare un... Și mă chemași degeaba la camera roșie că tot la fel rămâi. Om fără caracter zero. Această discuție... Ok, dar vreau să pe cine pus asta. Să n-au de băieții că am iertat. Foarte da, clar. Nu cred că iertă. Acum una-i să vorbești și alta băi, cu prea nu mă duci. Eu n-aș ierta. Nicio, niciodată. Asta e partea sau de băieții, noi n-am iertat. Nu, sincer, acum cred că pe bunea că s-a smângit n-aș ierta înșelatul. Doamna, venit în trebuie de nevoie. Ce vrea? Nu vreau să vorbesc. Iar vrea să se recucerească? Nu, Giulia. V-aș iertat? V-aș iertat, nu? Da, m-a enervat acum pe final. Da. Care e situația ta în momentul de față aici? Stai că am liniștit acolo. Chiar nu te atrage nimeni nicio fată? Să vedem ce a rezolvat acolo. Știm că ai fost cu Virginia, că am primit... Mi-a zis că sunt caracter zero. Da? Da. La un moment dat așa stăteai. Tu care stai așa stăteai. Cu capul nu pământ. Nu stăteam așa. Ia uite, așa ai făcut. Vorbeam cu ea. Așa stăteai, da. Dar ce ți-a mai zis? Nici nu mai știu. I-ai zis că îți pare rău. I-am zis că dacă nu plec din casă, nu o să pot să-și fac relație de aici niciodată. La final zise că, în fine, zise că vrea să plece acasă. De la început și la final zice că vreau să plec acasă, că sper să plec acasă, că dacă nu... Să fii fericită. Dacă nu, eu nu pot să fiu cu nimeni. Păi cum adică? Și zise, păi dar ce poți să faci, gen? Și zise că nu față de tine. Și zic, înseamnă că ameninți băiatul respectiv, nu? Asta înseamnă. Că față de mine normal, că nu, tu mie nu poți să-mi impui nimic, înțelegi? Și ce poți să râd, zise că e așa și că n-are caracter și cam... Doamne ferește. Cu mine aici nu poate să-și facă relații și poate să vină cine o veni. Vai. Ori plec acasă, ori dacă nu plec acasă, nu-și face relație. Nu știu cum să-i spun. Ce a zis? Nu-i dai voie să cunoască. Că n-am caracter, că ameninți oamenii care vin aici, am zis că n-am meninți pe nimeni, nu-ți faci relație. Nu e normal. Dacă nu plec acasă, nu poate să-și facă relație, frate. Nu vreau să-și facă ea relație aici, în fața mea.
Nu vrea ea? Sau nu vreau eu. Nu vrea el, mă. Și eu să se bage. Dar ea ar vrea, ar putea să facă treaba asta. Uite, a interacționat cu Moldo, frate. Păi și dacă vrea ea, ce? Nu te lua cu capul dacă îi vedeai că se pupau într-o zi? Auzi că și dacă vrea ea, ce? Că nu vrea el. Dar chiar cu Moldo nu a avut nimic, nicio păi discuție. Păi, ba da, la un moment dat a fost deranjat și de interacțiunea ei cu Moldo. Ești egoist. Dar nu zicea. Era cu orgoliu în buzunar. Bă! Da, bă, ia stai un pic. Te despart de Roberta. Rămâi să mă dăm în casă. Ce ai faci? Ai putea să o vezi cu, să vezi cu mine la Camera Roșie. Dar nu e vorba de... Nu e vorba de asta. Lasă Camera Roșie și așa mai departe. Dar nu știu dacă ar... Din ceea ce am cunoscut eu la Roberta până în prezent, nu știu dacă ar mai putea ea până când să accepte treaba asta. Și tu oricum, mă, dacă tu vezi că nu mai merge cu Roberta, pe ceva, tu ai luat la valiera, ai cuțul, ai aruncat și ai plecat. Cam asta se întâmplă. Sincer, asta se întâmplă. Păi, vrei să minți acum? Mi-a dat ultima cameră. Da. Păi, nu poți, frate, pentru că... Nu știu... Nu poți privi, frate, altă persoană. Habar n-am, nici nu știu cum să-mi explic situația asta. Eu nu pot să mă uit la fetele din casă, mă uit ca și cum văd colegele de la școală. Da, da, da. Ce ai? Colegele de la școală. Da, frate. Virginia, ești ok? Nu. Crezi că doar se joacă? Și asta cred, sincer. Dar deja e prea mult, adică nu mă mai simt bine. And it disappears just like Camera, vreau să vină Alexandra, te rog frumos. Ai rămâne cu o foarte mare frustrare, sincer, chit că trebuie să după 2 ani. Oricât de healthy woman ești și femeie cu încredere în tine și așa, tot ai rămâne. Măi, ok, de asta te dărâmă. Exact. Și mai ales dacă mai și vezi că e Alexandra. Urățică, dulce. Cu patimă. Astăzi mai și spună cu cine? Tu. Să fie așa, urățică cu patimă și să fie sub... O să fie una pe care n-o suport. Fa. Ma. Păi tu mă despart direct. Mamă, păi 4-5. Aia n-aș fă rău. Nu, că atunci e deja vorba de răzbunare, când ei se răzbună cu d-astea. Cu femei care au conflicte și chestii de genul. Sau poate te-o fi cercat cu ea la început, dar pe parcursul anilor tu ai început să nu mai suporti pe ea, dar fără să știi că ea au avut treabă. Mamă, îți dai seama să mai fi și prietene după? Păi vă dați seama să fie ea a avut o treabă și tu afli sau așa? Doamne, Doamne cerește. Nu, hai să trecem peste acest subiect, că nu. Mă, trecutul e trecut. Acum nu, că dacă era într-o relație, tu răspunsești? Da. Ce, că ce? Am spus că aș trece peste. Doamne, nu cred. Ce faci? Bine. De ce te-ai gândit să te joci cu mine? Am crezut că o să pleci. Dar ai împins tare de ușă, trebuia să țin mai bine. Tu chiar crezi că ai împins că aș pleca dacă ușa e închisă? Ce faci? Bine fac. Uite, aveam o discuție în casă și chiar... Vai, deci eu vreau să te întreb ceva. Hai de la discuția, am vorbit și noi. Ce? Cu subiectul ăla, șertana și la la la. Cum? Ce? Ia loc, ia loc. Ce? Cu ce subiect? Păi zi, vorbește și tu clar, că nu ți-a înțeles nimic. Dincolo v-ați jucat și cineva a adresat o întrebare dacă ați ierta... Ah, da, da, aia da. E. Mamă, deci... Ai auzit întrebarea, cine da? Cine a pus întrebarea? Am pus foarte eram curioasă. Eram cu Casian, jucam biliard, ai înțeles? Da. Și nu știu cum... Dacă te-ai vedea cu Alexandra, ai fi fericit lângă ea ca nevastă, ca așa, și după aia... Generalizam, nu vorbeam despre cineva. Da, okay. Și după aia ai putea să iergi dacă, gen, în 2024 te-ai cunoscut, te-ai combinat, să zic așa, sunteți împreună, după 2 ani de zile te înșală, după 1 an de zile nuntă, copii, botez, chestii de genul, știi? Și afli peste 5 ani, știi? Dacă ai putea să iergi. Și am zis că, bă, probabil că da, din respect de copii, de ce am creat până atunci, dar la un moment dat o să dispară încrederea. O să dispară anumite lucruri, știi? Dar nu cred că n-aș putea să trec peste, dar nici să trec prin situația asta nu aș vrea, știi?
Pe nimeni nu și-ar dori să trebuie. Dar tu cum ai reacționat? Ce vrei să zic? Fii atent, îți dau o întrebare bombă. Deci suntem aici în Casa Iubirii, da. Ne-am despărțit noi în trecut, ne-am păcat nu știu ce, da? Deci suntem în Casa Iubirii, o să fie totul bine, la anul facem nuntă, da? Perfect. La anul facem nuntă, peste vreo 10 ani, o să vine cineva la tine cu un dosar de la mare, așa. Ai, nu! Gen, ce faci? S-a întâmplat odată sau în nenumărate rânduri? Păi într-un dosar mare numai odată se întâmplă. N-aș putea ierta. Ai fost cu Virginia la cameră roșie? Am primit cadru. Ia pernă. Și că sunt caracter zero. Pune-ți-o la cap, nu vrei? Ce? Perna. Că ce e? La Virginia? Poți că ești caracter zero? Da, că i-am zis că nu poate să intre oricine și nu o lasă să-și facă relație cu nimeni dacă sunt aici. Și consider că ești sau nu? Nu. Mai bine. Eu să mă consider caracter zero, când eu știu ce caracter am. Ce întrebări v-ați mai pus dincolo? Da, știi, așa. Și de ce ai mai răspuns la altceva? Ce-am mai răspuns? Mare lucru. Te mai ierta? Eu? Da. Nu. Dar dacă aș avea copii și așa, aș ține cont. Nu, aia prima, dacă cu 4 ani. Dacă am casă în construcții cu tine și așa, nu mai am eu timp de divorț și de-astea. Bine. Gata, mă. Hai, mă, că trebuie să plecăm. La unde plecăm? La nuntă? La nuntă, pa. Hai, mă, du-te. Nu. Vezi că se vede piciorul ăla. Și ce are? Hai, la du-te. Picior. Du-te. Mă, du-te, mă. Du-te. 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 Hai. Hai, grijă. Hai. Măi, luăm... Să-ți pune, te rog. Luăm și pedeapsă, că ești... Mulțumesc. Du-te, mă, de aici, lasă-mă în pace. Ferească Sfântul. Încrederea pe care tu o ai într-un om, până în punctul ăla, tu când ai aflat că omul ăla te-a înșelat, nu mai ai. Nici încredere în tine, nici încredere în mine, nici încredere în relație. Bun. Dar eu știu ce fel de om mi-am ales. Unul care te înșeală. Ok, bun, nu, păi nu pot să mă gândesc la faptul că Robert m-a înșelat pe mine. Nu pot să mă gândesc la asta. Crede-mă că te înșeală fixat de unde te aștepți. Exact. Eu aș vedea acum pe Julie, la cum a vorbit, să zică, eu nu te cred, iubire, că m-ai înșelat. Da, eu chiar nu pot. Ai zis că tu știi ce bărbați ai ales. Niciodată n-ai de unde să știi cum e omul respectiv. Pentru că poate că n-ai prefac, mai dacă tu ai sentimente, nu să te încrezi niciodată. Dacă eu fac o alegere și mă mărit cu omul respectiv și fac familie cu el. Julie, oamenii... El te înșală, vine și zice, iubire, te-am înșelat și tu zici, nu, te cred că te-ai însurat cu mine. Da. Măi, Julie, nu se cunosc oameni după 30 de ani de căsătorii. Da, nu cunoști, l-am într-o viață. Vorba aia. Tu încerci să alegi bine, dar acum și cu norocul pe care l-ai. Să vedeți la început cum era. Emoții de alea masive. Cine? Când am intrat în casă prima dată. Tu? Concurenții de la începutul sezonului. Eu, Robi și Patrick am fost atât. Eu, Robi nou, Patrick din celălalt sezon. Eram toți aici, trebuia să mergem la fete. Pe rând. Cum adică pe rând? Acolo, te prezinți, veneai înapoi. Veneau fetele pe rând. Va. Era un pic așa, camere roșii după. Gagea, ce-ai făcut, Gagea? De-aia, bă, voi uitați toate treburile astea. Veniți și-o zis că mă uitam acum câte... Aseară mă uitam înainte să adorm Casiane, adică după ce am ieșit de la filmări, mi-a făcut un fan pe aici din ăsta o poză. Prima mea poză cu Roberta, când am intrat în casă, ea în rochia aia roz și eu îmbrăcat în gri. Și poza este pe fundal și mi-a făcut un roman așa și am trebuie să pleci. Mi-a făcut un roman, adică practic a scris ceva de iubire, de dragoste, de nu mai știu ce, pe o poză de-a noastră, pe prima noastră poză. Băi, ce scria acolo, n-am putut să citesc până la capăt. N-am citit, am citit așa primele două, trei rânduri. Am rămas... De bine! Da, gen, mi-a căzut capul din prima. Bună, cameră. O să te rog să o chem pe scumpa mea Teodora. A, dar la tine dacă ești măritată și te înșală, e relația potrivită și te-a înșelat doar când auzi. Nu mă asta zic, într-o relație potrivită, dacă nu cred că s-ar întâmpla. Dacă ai aflat acum, Gagea, în ăștia 2 ani te-a înșelat, te-ai mai împăcat în momentul de față cu el? Da. Da? Da. Ai stat cu el un an?
Alexandra, da, dacă s-a întâmplat acum, nu. Puiu, tu cum te-ai răzbunat pe Gagea? Ai din alea să-i rupi hainele, să-i faci dezastru? Să-i le arunci de la geam? Nu, eu m-aș răzbuna, nu mai vorbim. Niciodată n-am avut chestii de genul și n-o să am. Nu? Nu știu ce, aș face rău, că simt nevoia să fac rău. Simt nevoia de rău, dar ce e cel mai mare rău e indiferența. Pleci și gata. Dar oricum, dar un om care iubește și care respectă nu înșală. Mamă, știu oameni care s-au iubit foarte mișto sau înșelă. Da, din diferite motive. Tot știm. Exact. Bună ziua! Ce faci, draga mea? Bine, ce faci? Am avut niște discuții cu fetele dincolo, vai. Despre? Jucam am-nam. Mamă, dar ce voce da, ai. Sunt foarte, foarte răgușită. Și? Jucam am-nam. Și tot se puneau întrebări despre înșela, despre vai. Dar am jucat și ce s-a pus? Ce s-a răspuns la voi? Ce ai răspuns la ea dacă ai ierta? A, ea cu 4 ani? Da. Mamă, dar a adus-o Robert, mi se pare. Da, și nouă ne-a adus-o Julie. Eu am zis că depinde mult de situație și că probabil că da. Da, și noi am zis că am toate, dar în afară de... Așa, zis cineva, nu. Depinde mult de situație, dar am zis că probabil că da. Depinde dacă ai familie, dacă ai copii, păi, dacă deci ai... asta era vorba. Da, dacă ai 4 ani, da, 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 și ai familie, practic, copii. Probabil, da. Cum a venit în camera roșie? Cum a venit, Alexandra? Ia zi, Gage, când te ascult. Cum a venit în camera roșie? Și ce ați vorbit? Că a venit Julie. A venit Julie și a spus. Vreau și eu să vorbim despre asta. A zis că ea n-ar ierta. Alexandra? Da. Păi zic, nu mă lasă pentru copii, pentru ce avem atunci dacă o fi deci, fii atent, el ar ierta, zic, bă, dacă cu casa în construcții și asta și cu copii și eu am timp de divorț. Mamă. Mamă, Gage. Cred că da. Ce, mă? Deci ea n-ar ierta, dar tu ai ierta. Nu aș ierta, mă. Păi tu ai zis băi, acolo, mi-ai zis mie, că ai ierta. Băi, cum ți-am spus acolo? Că ai ierta. Eu am depinde zis... Cum, băi, depinde băi, cum... Sunt 100% convins că atunci o să gândesc altfel. Eu îmi doresc mult să fiu cât mai în largul meu, sincer, aici, față de tine, nu neapărat față de lume, că nu mă interesează treaba asta, că, nu știu, unde vii dragă în fiecare zi și unde vii mult mai dragă și aș vrea să pot să mă deschid. Eu simt oricum că te deschizi. Să zic așa, oricum. Să fiu cât mai natural, știi? Păi, eu simt oricum că te deschizi, dar de-aia nu înțeleg unele afirmații. Bine, cine știe cum se vede din exterior, că poate din exterior eu percep altfel. Da. De fapt, sigur o percep altfel acum la ce discuții au fost astăzi acolo. Tu ai mai avut discuții cu ei după ce s-a închis conexiunea? Nu, prea puțin, prea puțin. Nu prea am eu discuții așa despre... Noi în casă. Nu? De ce? Nu, nu. Ești întrebat? Nu prea. Wow. Nu așa mult. Nu suntem un subiect interesant în Casa Iubirii? Nu știu. Poate nu. Poate nu, sigur nu, nu vezi? Haide, poate îți revii mâine. Hai, te pup. Da? Pa, da, pa. Ai o grămadă de... Luciu? Da. Și tu acum. Tu l-ai vedea pe Gagea să se ducă să se dea la alte fete prin club? Da, dar și eu îl văd. Bine, nu am zis că fetele l-ar și vrea înapoi. Păi, crezi că n-ar exista niciun, nu-i niciun băiat de aici care să facă treaba asta? Măi, dar una e că ei sunt da. Contextul, sunt cunoscuți, sunt chestii. De-astea o famă, zici că sunt minim, Ronaldo. Nu, toți. Dar au mai mult. Nu toți, Robert nu s-ar duce în club să se dea la fete. Când spunem toți, îl excludem pe okay, Robert. Ok, așa, vă rog frumos. Așa. Nici eu parcă nu. Nu știu ce, Robert, dar știu ce vreau. Ba nu, la Robert, păi da, refuză, că e urât să refuzi. Păi da, stai puțin stilul lor. Dar nu se duce. Okay. Ea, nu se duce. Păi nu. Ba da. De ce ce fata la el? Nu. Și nu neapărat să se dea la ea. Nu se duce în club. Dar s-ar duce la magazin. Stilul lor, indiferent că sunt cunoscuți sau nu, sunt de a agăța în club. Da. E stilul lor. Toci, da. Vino aici, Rebecca. Același tipar. Da. Ce tipar? Bine, Moldo nu l-aș vedea. Bun, Julia, dar eu l-aș vedea. Și, și dacă vorbește din respect cu ăla, eu nu fac griji. Și dacă te înșeală din respect pentru aia, păi ce aici, nu? Păi poate o vede... Păi ca să nu refuză, că e urât, e urât, e urât să refuz, nu? Poate vrea să nu te deranjeze pe tine. Nu ar face asta. Să nu te trezească din somn, știi că lucrezi a doua zi. Iubito, am vrut să ai mai mult loc în pat. Poate să mă trezească. Ce dulce! Dulce! Ce suflet cald! Doamne ferește! E foarte complicat, măi. Complicat. Deci noi, aferit că s-a întâmplat ceva acum 4-5 ani,
Băi, și noi acum avem relația perfectă și căsnicia perfectă, băi, tu te gândești ce înseamnă asta? În care mai bine nu mai afli. Gage, lasă-mă puțin să vorbesc. În momentul în care ajungi să trăiești așa ceva, frate, să zicem că îți calci pe orgoliu și mai dai a doua șansă, să zic așa, ierți. Dar îți spun că din momentul în care ai iertat, tu îți continui relația cu ea. Dai practic bariere. În tine se, nu știu, se imprimă o traumă, frate, care tu aia se care duce se la locul ei acolo, între cămeroță în inimă, să declanșează poate când te pui lângă ea în pat. Tu îți continui relația. Pe parcursul relației voastre o să mai apară și iarăși un hop, iarăși o piedică, iarăși o cutare. O să, da, o să te gândești, nu bă. Nu știu de ce, voi frate, că fii atent. Eu chiar am trăit același lucru. Robert, ai dus subiectul la Julie. Băi, eram cu cineva împreună. Și Julie a dus subiectul peste tot. Băi, m-a scurt la fete. Și a venit Teodora? Respectiva, m-a întrebat de asta și că și-au dat și ei cu părerea, ele cu părerea pe acolo. Stai să vă zic ce mi-a spus respectivul din camera. Da, că cum l-am întrebat referitor la discuțiile ce au fost în casă. Bravo, așa. El a zis că ar ierta, dar depinde foarte mult de situație și că dacă, păi da, zic, despre copii și familie era vorba, zic că da. Și zic, da, dincolo ce părere? Majoritatea au zis că nu. Normal. Și zic, păi zic, ne așteptam, că noi asta vorbeam, că voi aveți orgoliu și că da, după s-au cam schimbat toți și au zis da, da, dacă e familia așa, la mijlă. E din gură, prima oară, toți sunt da. Păi iartă toți ziua. Da, că a zis cineva că da, în afară de Gagea? Păi Moldo a zis că da, dar nu mai știu exact, trebuie să-i întrebăm noi pe conexiune, că mi-a zis, dar a zis că majoritatea zic eu, Patrick, Robi, Antony au zis, nu clar. Sebastian, cred că la fel, a zis, da. Că Sebastian a fost primul. Da. Așa. Nu, frate! Nu, Casian. Vrei să te miști? Da. Casian a elaborat, a dezvoltat, cred că. Casian a făcut compunere de două. Casian are un răspuns așa în grubi. Nu are atâta cuvinte de două pagini. Așa. Ne pierd. Pe alocuri. Ne mai... Coze. Cam atât. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Bine. Virginia, ești ok? Nu. De ce? Pentru că nu mi se pare ok ce face Robi. Ce mai exact? Ce face? Ce te deranjează pe tine? Păi ce spune? Ce spune? Și atitudinea? Și... sau doar ce spune? Atitudinea asta lui nu mi se pare ok pentru că în cazul ăsta, bine, pe mine, adică eu îi garantez și transmit pe calea asta că el față de mine n-are absolut nicio influență, să zic mai drăguț, dar... Ești foarte nervoasă. Păi sunt, da. Ce te-a enervat cel mai tare? Ce a zis ultima dată asta, că cât timp e el în casă, că eu nu pot, nu zic că vreau neapărat, dar așa, nu suport ideea asta în sine să mi se zică chestia asta. Și din partea lui mai ales că... Bine. Dar erai pregătită să-i oferi credit în ceea ce spunea? El începuse un speech drăguț. Da, să-și ară... Sau așa părea, da. Cel puțin. Da. Credeai că o să-și ceară scuze și că o să fie ok până la final? Așa aș fi vrut, da. Și de ce crezi că s-a schimbat? Păi nu. Cred că doar a vrut să zică că... Fix și a zis că îi pare rău de cum a reacționat, dar în continuare e de aceeași părere. Crezi că într-adevăr așa va fi sau doar blufează? Păi... depinde dacă aș vrea să fiu cu cineva și depinde de persoana respectivă, de băiatul respectiv. Că el față de mine aia zic nu, orice ar zice nu. Dar față de băiatul respectiv și aiurea. Sau poate și față de mine normal că nu-mi convine să vin să fac ceva și să mă jignească iar, nu. Dar de ce crezi că o face? Din orgoliu. Doar atât? Nu știu ce să mai zic. Crezi că doar se joacă? Și asta cred, sincer. Dar deja e prea mult, adică nu mă mai simt bine. Mm.
crezi că va continua așa? Da. Doar ca să demonstreze ceva? Da. Ție sau cuiva? Sau lui? Sau... Lui, așa vrea el să pară. Cu tot... Așa este genul lui și cu tot ce a spus, că de aia și spunea că el nu a simțit, că nu știu ce, că nu știu cum, ca să pară el mai macho, da? Despre asta e vorba. Așa îi place, nu că... Mare chestia aia, nu știu cum să explic, nu știu dacă sentimente, orgoliu, nu știu, ceva e acolo și... Dar plânge sau nu se pare? Să fie el interesant și să pice el marele, așa, bărbatul alfa și... Dar dacă ar fi, asta i-am spus și lui Patrick, eu cred că dacă ar fi o fată, să intre o fată, să-i placă și așa, s-ar duce repede. Cred că face așa și din frustrare. Sunt mai multe lucruri. Dar ce frustrări crezi că are? Păi, sincer, frustrarea... Eu cred că el ar fi vrut să ne împăcăm. E părerea mea. Frustrare că a văzut că eu pot să mă apropii de altcineva. Că el nu are pe nimeni, nu-i place de nimeni. Asta. Atât? Crezi că n-are legătură, nu știu, și cu niște sentimente neîmpărtășite? Sau crezi că este doar... Este doar așa, de dragul emisiunii, de dragul imaginii? Nu știu. Adică simți că are sentimente pentru tine? Păi asta zic, nu știu. Cred că a dat-o... Nu vreau să zic asta. Spoiler. Dar cred că a dat-o în modul că nu poate să scape. Da. Robi, parcursul tău în casă în ultima perioadă, cam asta ne-a demonstrat la toți, bro. Că tu undeva într-o cămeruță acolo în inima ta, Virginia e mult și bine, bro. Te zic ceva, cum văd eu lucrurile. Dacă... Virginia ar fi atrasă de cineva acum și tu încă ai fi singur, te-ar deranja și poate nu ai lăsa-o. Dar dacă ar intra cineva pentru tine și ai fi ok cu o fată asta în casă aici, acum, da. Asta dacă ai fi tu ok cu o fată în casă, greșit. Nu te-ar mai interesa ce face Virginia. Nu e adevărat. Asta vrea să spună. Asta a spus ea, de fapt. Știu, asta, știu ce a spus, nu sunt, am auzit și eu, gen. Ceva are, dar nu sunt sentimente reale neapărat. Cred că își induce niște lucruri, nu știu cum să mă exprim, că nu știu. Pentru că e și contextul de așa natură și el vrea să și pice el într-un fel bine, adică... Nu știu cum, nu știu. Crezi că este ciudă mai mult decât simte? Da. Că te pierde? Da. Adică eu când ți-am zis când am intrat la început... Mi-e foarte greu să mă apropii de cineva, mă, de 7 luni aici. Vreau să te întreb ceva. Crezi că dacă ai fi făcut așa cu Moldo, ar mai fi fost la fel de deranjată? Că ai făcut așa cu Patrick și ea este deranjată că ai făcut așa cu Patrick. Și ea față de Patrick avea un interes. Crezi că dacă ai făcut așa cu Moldo, ar fi fost la fel de deranjată? Știam că nu-i place de Moldo. Mine n-a făcut la fel pentru că a exprimat mai mult Virginia față de Patrick decât a exprimat. Oricum de știam că nu... În fine. Crezi că, într-adevăr, nu ar lăsa pe nimeni să se apropie de tine? Păi, da, dar nu știu cum, că asta l-am și întrebat. Nu știu, discuții la hotel, în vestiar, păi da, poate da, și în emisiune. Asta cred că ar face, da. Dar ar trebui să fie un băiat slab, spuneai, nu? Păi, slab, slab, dar îl știm pe Robi cum e, totuși. Cum e? Păi, din păcate, asta am spus și lui Patrick. Mi se pare că... Păi, acum sună iurea ce zic. Dar el manipulează oamenii destul de ușor. Hai să facem conexiune. Tu ești... Ce-ai, mă? Ce-ai, mă? Doamne! Bună ziua! Da. Robi! Da. Ce înseamnă ceea ce ai spus Virginiei în camera roșie? Înseamnă că ori dați afară, ori nu-și face relație. Ce? De ce să nu-și facă relație? Nu vreau. De ce? Nu vreau eu să o văd lângă altcineva cât sunt aici. Din gelozie? Nu
știu dacă e neapărat gelozie. Ciudă? Prostie. Ciudă nu. Dar? De ce ciudă? Ciudă că nu ești cu ea. Nu. Faci intenționat așa. De ce? Intenționat de ce? Nu fac nimic intenționat. Nu. No. Să fii sigură că nu fac. Intenționat de ce? Păi, e intenționat, logic. De ce? De ce? Din ce motiv? Păi cum? Păi, dar poți să te abții, că nu ești... Nu, nu, care e intenția, în final? De ce faci asta? Sunt mai multe la un loc. Orgoliu? Frustrare, ciudă, da. Frustrare nu am, sincer. Se vede. Și atunci ce ai, Robi? Adică de ce n-ai putea să o vezi că se apropie de cineva? Nu știu, țin aia. Bine, hai să facem abstracție. Uite, nu de Patrick. De altcineva, de un alt băiat care o să intre în viitor aici în casă. Și așa te-ar deranja? Nu are voie. Robi, de ce nu are voie? Nu știu, am zis că țin la ea, nu? A. Și vrei să te împaci cu ea? O vrei înapoi? Acum, în momentul ăsta, nu. Aștept să-i treacă supărarea pe tine? Asta e o discuție cu un copil de 5 ani. Nu pot să mă relaxez, păi cum? Poate... Și că în momentul de față nu, păi dar unde suntem? Acum vrea, facem ce vrea Robi, stăm după Robi cu... Dar ce ți se pare că fac eu, Virginia? Nu fac nimic. Hai, băi. Ne jucăm. Păi pe bune, nu fac nimic, ce ți se pare că fac? Ipotecat. Robi, faci asta ca, doar ca să o enervezi? Nu. Sigur? Sigur. Dar... Cum crezi că ai putea să împiedici tu o cunoaștere între ea și un alt băiat de aici, din casă? Atenție, deci nici nu mai vorbim de Patrick, nu vorbim de nimeni care e prezent acum. Să zicem că intre peste două săptămâni un băiat aici în casă. Sănătate. Așa este. Sănătate. O să se înțeleagă de la sine. El o să înțeleagă de la sine? Da. O să-l rogi frumos? Da. Și crezi că o să te bagi în seamă? Eu așa cred. Am înțeles. Și dacă nu e așa? Dacă nu e, nu e. Dacă el este un pic mai sigur pe el. Foarte bine. Cum ai putea să împiedici o cunoaștere între ea și respectivul? Nu știu, doamna Andreea, nu sunt pus în situație. Păi gândește-te. Cât sunt eu aici, tu nu-ți faci relație. Și ești foarte sigur. Doamna Andreea, acum se adică poate... o astfel de afirmație poate fi... poate fi romantică, poate fi absurdă, n-am poate fi... N-am fost atentă ce a zis? Atâta timp cât sunt eu aici, tu nu-ți faci relație. Poate fi privit romantic, pentru că, uite, iată, mai ai sentimente pentru ea și ți-e ciudă și nu vrei să o pierzi. Doamna Andreea, dar eu nu am împiedicat-o pe ea să-și facă relație. L-ai împiedicat pe el. Doamna Andreea, se poate acum se poate interpreta că, vezi, doamne, poate mi-a spus Robi mie ceva. Eu cu Moldo, te rog frumos, ia uite, doamne. Gata, liniștiți-vă. Se poate interpreta ceva, Robi nu mi-a spus niciodată ceva de... rău sau m-a împiedicat pe mine sau chestii de genul ăsta. Păi pe față nu prea putea să zică. Nici pe la spate, pe cuvântul meu, dacă o dată pe la spate. Are modul lui, poate. Gata, gata, limita. Face să nu mai strivească. Exact, gata. Cum adică are modul lui? Are modul lui, pur și simplu. De intimidare? Probabil. Se împrietenește cu ei. Sau nu, poate că a fost 100% sigur că nu o să-ți placă Moldo. Sau așa. El mereu poate. A susținut treaba asta, că a fost 100% că Virginia... nu mă place. Și îți spunea aceste lucruri? Nu, asta nu. Le-a auzit tu? Dacă știi să joci, o joci. Astăzi, de exemplu, după ce am terminat eu interacțiunea cu Virginia, să zic așa, el a susținut, eram 100% că nu o se întâmple nimica. Dar mie nu mi-a spus niciodată treaba asta. Aveți o imagine și o părere foarte proastă despre mine. Ce ai făcut-o singur și ăsta ești. Nu e adevărat. Asta gândești tu niciodată în viața mea, nu i-am zis un... Am încercat să mă apropii de tine, să zic de... Nu, păi nu i-ai zis lui Moldo. La nimeni. După acțiunile tale, poate. La nimeni. Pe el îl descurajează, pur și simplu. N-am zis nimănui nimic. Păi normal. Încerci să descurajezi persoanele care încearcă să se apropie de ea? Nu, nu am zis nimănui nimic. Păi, doamna Andreea, o să fiu mai directă. Până să fie vorba de Patrick, într-adevăr s-a văzut că din partea mea... nu a fost așa mai mult față de un alt băiat și el de-aia n-a zis nimic. Dar dacă ar fi... Păi bine, dar până acum ai zis altceva. Ce directă ești?
Ce? Ai zis că mă apropii de băieți, mă împrietenesc cu ei. A, păi da. Păi și acum de ce te schimbi? Păi nu, nu că, păi tocmai nu că i-ai fi spus ceva lui Moldo. Dar tu dacă ai fi simțit că e mai mult, atunci da. Adică asta ar fi una dintre modalitățile lui de a opri pe cineva să se apropie de tine, se împrietenește cu respectivul? Da. Niciodată. Da. Robi, tu ce-ți dorești acum, în acest moment? Cum vezi lucrurile? Îți dorești ca Virginia să se liniștească, să nu mai fie supărată pe tine și apoi să încerci să te reapropii de ea? Nu știu ce să vă răspund la întrebarea asta, sincer, acum. Adică, ți-o dorești pe Virginia înapoi, dar nu în acest moment, sau nu ți-o dorești? Doamna Andreea, nu știu ce să vă răspund. Nu sunt foarte ok de vreo săptămână. Tu? Acum? Nu simt nimic. Știi doar că nu vrei să se apropie de un alt băiat atât? Da. Dar cum știi asta dacă tu nu simți altceva? Pentru că nu-mi place să o văd. Pentru că o vrei tu, pentru tine? Asta nu știu acum. Poate după ce o să mă simt mai bine, o să-mi dau seama de anumite lucruri. Dacă vei simți nevoia să-i spui ceva Virginiei sau dacă o să-ți găsești cuvintele și o să vrei să-i spui ce ai pe suflet, o poți face oricând, să știi. Nu. No. Adică poți să ceri la Lenuța să vii la Virginia să-i spui ce ai pe suflet. Poți să-i spui pe conexiune, poți să-i scrii o scrisoare, poți să-i spui toate lucrurile astea. Dacă tu într-adevăr ai ceva pe suflet și vrei să-i spui. Prefer o scrisoare să-i dau foc. Vreau să-i spun doar că să-și vadă de treaba lui atât. Bine. Ca să nu-mi văd și eu tot de-a lui. De treaba lui. Cum ai putea tu să-ți vezi de treaba lui? Ce înseamnă asta? O să-l împiedici și tu să aibă o relație aici în casă? Nu mă interesează. Eu chiar mi-aș dori să-și facă. Dar ce înseamnă să-ți vezi și tu de treaba lui? Doamne, Andreea. Nu, nu înseamnă nimic. Am fost puțin răutăcioasă. Acum. Ok. Rebecca, Anthony. Ați încercat o apropiere astăzi și cumva v-a ieșit să vă înțelegeți cât de cât. Ați putut. Da, Andreea, am apreciat foarte mult că a venit la mine. Am avut un moment în care mă simțeam așa în plus. De ce? Nu știu. Spuneai că te simți în plus și că nu-ți mai găsești locul. Sincer, de când, de luni, nu prea. Adică, că el mi-a și zis la un moment dat că am mai fost singură înainte să fie el aici. Da, am mai fost, da. Altceva e să vii aici când nu mai ești cu persoana respectivă. Adică după ce ai avut ceva cu cineva și nu mai ești cu persoana respectivă. Și, nu știu, îl vedeam pe el foarte detașat. Eu mă bucur că îl văd așa și nu aș vrea să-l văd suferind. Dar, într-un fel, eu mă simt prost. Și nu înțeleg de ce sunt doar eu așa. Și mi-a zis că el nu arată și că nu tot ce arată el înseamnă că așa se și simte. Și mi-a explicat că el a luat decizia asta pentru binele amândurora. N-a fost să fie. De ce n-a fost să fie? Între mine și Rebecca, pur și simplu, fiindcă suntem foarte asemănători și ne dăm foarte tare cap în cap și indiferent cât foc am avea, câtă pasiune am avea, ne ciocnim foarte tare. Și ne rănim foarte mult, stând unul cu celălalt. Și am stat să mă gândesc cum să fac ca să ies bine, dar în același timp să iasă și ea bine, să nu ies eu bine și ea să iasă rău. Și am zis că să ne oprim, dar în același timp să ne oferim respectul de care n-am avut parte cât am fost împreună. Ca să fim bine amândoi. De ce ai chemat-o pe ea și nu pe Virginia în camera roșie? Pentru că nu-mi plăcea să știu așa și am vrut să mă înveselesc. Și de ce n-ai ținut pentru tine această informație cu Virginia? Pentru că m-a întrebat și sunt sincer cu ea. Spuneai că te bucuri pentru el că este așa detașat, dar totodată ai fi vrut să-l vezi și pe el nu atât de detașat. Da, mi se pare că... Nu știu, mi se pare că doar eu am sentimente sincer. Vezi? Și crezi că n-am avut deloc? Nu cred că nu ai avut deloc, dar cred că acum eu am. Nu știu. Așa, asta văd eu, nu zic că 100% are drag de mine și 100% sunt mai specială față de restul fetelor care sunt aici, cum mi-a zis și el în grădină.
dar nu, adică eu nu, mie nu-mi transmite că e îndrăgostit. Nu simt asta. Simt că îi pasă de mine, simt că mă vrea bine și așa, dar nu mi se pare că mai suntem pe aceeași lungime la sentimente. În moment ce a luat decizia să opriți absolut orice cunoaștere, mă gândesc că chiar dacă ar avea sentimente, încearcă să și le înfrâneze. Nu știu. Antoni, nu mai simți nimic pentru Rebecca? Mult spus nimic. Dar știu că oricum nu o să fim bine. De ce? Ce te face să crezi asta? Bine, pe lângă faptul că, mă rog, aveți discuții și sunteți asemănători, mă gândesc că poate sentimentele ar reuși să câștige. Doamna Andreea, uneori, dacă asta, eu vorbesc din experiență proprie, niciun caz din ce am auzit, uneori trebuie să mai lăsăm și rațiunea să intervină, nu numai inima, pentru că dacă lăsăm inima să meargă, se lovește de toți pereții și se zdrobește în 1000 de bucăți. Inima nu merge. Și uneori trebuie un pic ținută, părerea mea. Eu consider că dacă erau sentimentele destul de puternice, nu stătea să se gândească rațional. Eu consider că atunci când ai sentimente față de cineva, nu gândești cu capul, gândești cu inima. Dar uneori, Rebecca, ți-am povestit că nu am fost bine. Nu te judec. I-am povestit și lui Patrick. La un moment dat, e foarte nașpa să te vii la hotel sau să vii pentru o noapte lungă înapoi la hotel și să vii cu niște situații nerezolvate cu persoana dragă. Te umpli de gânduri în noaptea lungă și nu e ok. Și te gândești, oare ce să fac ca să... Începi să găsești soluții involuntar, începi să le cauți. Pentru că vrei să scapi un pic de suferință, să zic așa. Toți tindem să facem asta, să ne găsim. Ce se întâmplă? Ne găsim o scăpare. Ce se întâmplă? Eu auzeam pe băieți că râși și nu mi-am dat seama de ce. Ești concentrat la discuție sau te deranjează foarte tare? Îi aud de vreo 5 minute că râd și... Hai bă, nu mai exagera. Nu, nici nu era vorba despre tine acum, face Robert o chestie. Are treabă cu tine. Ce faci, Robert? Își mișcă din urechi. Mișcă urechi. 5 ani. Eu înțeleg că nu vă place Antoni, dar... Nu, nu e adevărat. Ne place... Bine, și asta, dar nu avea treabă cu el. Care-i vouă? Te plictisești, Robert, când vorbește Antoni? Iar o glumă de-a lui Robi subtilă. Dacă Robert este deranjat de unele acțiuni a lui Julie de pe aici prin casă, el nu se va duce să-i spună, nu mai fă așa. Păi și care practic este problema naște, voastră? Practic vor naște o ceartă între voi. Voi nu trebuie să vă certați. Tu nu reușești să fii abțin din a nu te certa. Uite că noi reușim. Care deranjul? De fiecare dată când îi spune cineva ceva lui Robert, Julie sare. El nu mai trebuie să mai zică sau să mai vorbească vreo ceva. Chiar dacă este deranjat sau nu de ceea ce face Julie sau ce îi se spune, el o are pe ea în continuare lângă ea. Adică unde vreți să ajungem? Adică nu, vreți să spuneți că eu și cu Robert avem o strategie și că suntem aici de imagine sau că nu înțeleg? Nu, Julie, n-ai cum să înțelegi. Păi spune clar ce crezi. Păi uite, spune clar ce acum, crezi. Acum a fost un mini-conflict sau între Robert și Antoni. Okay. Tu ai sărit, tu de fiecare dată, noi băieții, cu dacă spunem sărit ceva lui Robert, tu sari mult mai impulsiv, tu nu ești cu chiar atât de temperată cum este el. Te plictisești, Robert, când vorbește Antoni? Nu mă plictisesc, păi. Ce ai zis? Și dacă mă plictisești și dacă nu, trebuie să ascult ce zice fiecare, nu? Și dai din urechi când vorbește Antoni? Îi faci pe ceilalți să râdă, îi amuzi? Cum dai din urechi? Eu am văzut doamna Andreea. Ce ai zis, Giulie? Cum dai din urechi? Lasă că... Așa. Să văd! Da. O să văd doamna Andreea. Dar nu acum. Dar vorbea Antoni. Păi ei doi nu-i interesează oricum. Ei, dacă ar fi după ei, doamna Andreea, să mă întrebați ceva, stau decât eu cu dumneavoastră în grădină și mă întrebați ca să fie bine. De ce spui asta? Pentru că așa este. Până și doamna Andreea. Și-au exprimat de foarte multe ori, la un moment dat, Julie chiar începuse să țipe pe acolo. Că, Antoni... Da, nu v-ați înțeles până la urmă. Doamna Andreea, îmi cer mie de scuze că l-am întrerupt acum pe Antoni. Nu, de mai devreme, nu v-ați înțeles, nu v-ați împăcat. Ba da.
Eu nu port, doamna Andreea Pică. Dacă așa se simte bine cu anumite chestii, să continue. Eu nu port, dar tot zici. Ce? Ai zis că nu port pică, dar le aminte. Nu e antipatie, cum a zis Patrick la un moment dat la Amnam, dar este, nu știu, este un fel, și poate e mult spus, dezamăgire. Oh, de ce? Pentru că mă așteptam la altceva din partea lui Robert. Din partea lui Robert? Da. La ce? Nu știu, la anumite înțelegeri, să ne înțelegem altcumva și eu nu am de ce să zic nu. Am avut un moment în care un pic m-am deschis în fața lui Robert și mă așteptam să înțeleagă, nu neapărat. Da, am înțeles că te-ai deschis în fața lui, el te-a ajutat cu niște sfaturi, ați vorbit, ați povestit. Da, eu consider că de la fiecare de aici am câte ceva de învățat. Și ascult cu drag pe fiecare în parte. Păi bun, și de unde dezamăgirea? Vă spun eu de unde dezamăgirea, doamna Andreea, dacă pot. Deci eu am stat în exterior cu Anthony, am vorbit foarte mult, am avut o relație foarte bună, ne-am înțeles așa și îmi spunea durerea lui, pentru că eu chiar cred că are sentimente pentru Rebecca, chiar dacă am înțeles, am înțeles, l-ai sfătuit, l-ai ajutat, el a pus în aplicare, câteodată ești, exact, câteodată nu, dar totuși el alege să fie arogant în relația cu tine. În gală, el era în contradicție cu Rebecca și la un moment dat am zis să se oprească și el a zis către mine că crezi că o fac intenționat și eu am zis că da. Și el atunci a fost deranjat când am spus eu da, știind că noi am discutat în exterior și că el nu mai poate cu atâta ceartă și așa mai departe. Și el a înțeles că eu am zis da, că el creează certurile. Ceva ce nu este deloc adevărat, că a înțeles el greșit. Eu am zis da, când ar putea să simplifice absolut tot, când el tot punea paie pe foc, atâta tot. Nimic este adevărat, Rebecca? Ce? Anthony pune paie pe foc. Nu mi se pare. Relația cu tine. Relația voastră. Atunci cine... Îmi spuneai în gală că toată săptămâna a încercat, a căutat motiv de ceartă. În discuția respectivă, doamna Andreea, care a fost atunci. Da, da, eu zic ce mi-a zis ea în gală, că toată săptămâna a căutat motive de ceartă. Poate a avut niște zile în care poate era mai irascibil, nu știu. Am înțeles. S-a deslușit și acest mister. Dar, Anthony, de ce alegi să fii arogant față de Robert? Nu, eu am spus că pot să fiu înapoi, pentru că a fost la un moment dat o discuție care și asta m-a deranjat ieri cu Robi, în care Robi a zis, bă, cu Anthony ai o aroganță pe care nu ai cu nimeni și nu înțelegeam de ce. Dar mie mi s-a părut foarte abuzant și de asta nici măcar n-am răspuns, nici măcar nu m-am gândit că tu te-ai putea gândi la altceva. Și de asta nici n-am răspuns. Și de asta și atitudinea asta, pentru că câteodată sunt șocat de răspunsurile și întrebările pe care le primesc. De ce de dimineață n-a răspuns așa Robert pe conexiune? A fost întrebat și n-a răspuns așa. De ce n-am răspuns așa? Nu ți-am spus că nu mă simt bine și n-am chef de povești. A, acum ai? Păi mi-a trecut o zi întreagă aproape. A, bine. Eu rămân cu răspunsul de dimineață. Cum ai zis? Că eu o să rămân cu răspunsul păi de probabil dimineață. Probabil s-a gândit mai bine și care a fost să de unde pornește. Care a fost răspunsul? Să n-ai vrut să răspunzi, că te obosesc discuțiile și bla bla. Păi da, chiar și acum spun că mă obosesc cu unele discuții, să știi. Astea nu mi le retrag. Dar când s-a stricat relația voastră de colegialitate? A pus, are vreo 2-3 zile Giulia de când îl pistonează. Nu știu ce s-a întâmplat, abar. De la votul din gală? Nu neapărat. Eu am în continuare o părere bună despre Robert. Nu știu, dar chiar sunt curios. Subtilitățile astea le-am simțit și eu de foarte multe ori, doar că nu am ținut să le mai punctez, tocmai pentru că el îmi puncta mie la început că eu subliniez, că eu pun întrebări incomode, că nu știu ce, dar de la un timp și Robert face asta. Giulia. Și am văzut asta și de ce să nu zic? Giulia. Sau poate face parte din cei nu care... Nu știu dacă există termen de comparație între comportamentul pe care l-am avut eu aici și comportamentul pe care l-am avut. Robert, repet, este strict vorba de atitudine, dar din păcate exact. nu putem să fim toți ca tine. Eu m-aș plictisi păi să fiu ca tine. Eu n-am supărat aici pe nimeni, mi-am făcut eu treaba. Robert, a zis Sebastian ieri pe aici prin casă că în afară tu nu ai reacționat așa, mă refer la prietenia dintre Francesca și Julie, acum după ce ai auzit că Francesca ar fi jignit-o pe Julie. Sebastian a zis că în afară tu nu ai fi permis lui Julie nici măcar să mai vorbească cu Francesca. Deci eu cred că aici un pic te controlezi. Asta eu nu Sebastian, mă controlez, din și păcate. Sebastian i-a spus că Julie, ea știe ce are de făcut, ceea ce m-ar supăra și nu m-ar supăra pe mine, pentru că are respect față de mine. Mhm. Nu știu ce vrei să insinuezi, nu știu ce vrei să faci, dar... Nu vreau să insinuez nimic. Adică eu m-ar referi la faptul că pe Giulie, dacă ar fi
jignit-o cineva în exterior, cu siguranță nu ar mai fi continuat să discute cu persoana respectivă, adică gen ar fi încheiat acolo orice discuție. Giulia, și mai devreme la masă spuneai că Robert și Giulia, chiar dacă au anumite neînțelegeri, preferă să nu... Păi da, s-a auzit pe aici vreodată vreun deranj din partea lui Robert la adresa lui Giulia, am văzut deranjurile pe fața lui Robert, dar el nu și le-a exprimat niciodată. Ceea ce privește pe Giulia? Da, Giulia de fiecare dată când se ceartă sau discută cu cineva de pe aici, de prin casă, Robert se schimbă la față și se înroșește. Chiar ultimul moment pe care îl țin eu minte atunci când a avut Giulia conflictul cu Francesca. Și deci aici, dacă chiar nu mai aveți despre ce să vorbiți... Da, chiar vreau să vorbim despre ce vorbeați. Eu vorbeam cu doamna Andreea de Milon, de Rebecca, și ai intervenit tu. Scuze, am avut ce vorbi și ați intervenit. Deci noroc aveți că nu suntem ca voi. Deci serios. Ca voi, adică iar ne-aș... Ca cei care Giulia, vorbesc despre nimic. Și Giulia, despre... Vreau și să acum judecă pe ceilalți. Și îi judecă pe ceilalți despre cum acționează. Fiecare acționează cum... Păi uite, păi bun, uite vezi, aici e diferența, Giulia, și țin să te contrazic. Robert n-are voie să arunce cu răutăți sau nu are voie să strice imaginea, pentru că el te are pe tine și faci tu asta în locul lui și imaginea lui rămâne... Cam asta e diferența. Adică spun ceea ce văd eu. Asta vezi tu, Sebastian? Okay. El dacă e deranjat sau nu în unele acțiuni de a lui Giulia, este el nu părerea poate ta. Este părerea ta, se ceartă ei între ei. Mergem mai departe. Dar unde se ceartă ei între ei? Că ei nu se ceartă. Doamna Andreea, am vorbit, am generalizat la modul că dacă Robert este deranjat de unele acțiuni a lui Giulia de pe aici prin casă, el nu se va duce să-i spună, nu mai fă așa. Păi și care practic este problema naște, voastră? Practic vor naște o ceartă între voi doi. Voi nu trebuie să vă certați. Tu nu reușești să te abții din a nu te certa. Uite că noi reușim. Care e deranjul? De fiecare dată când îi spune cineva ceva lui Robert, Giulia sare. Exact. El nu mai trebuie să mai zică sau să mai vorbească vreo ceva. Chiar dacă este deranjat sau nu de ceea ce face Giulia sau ce îi se spune, el o are pe ea în continuare lângă ea. Adică unde vreți să ajungem? Adică vreți să spuneți că eu și cu Robert avem o strategie și că suntem aici de imagine sau că nu înțeleg? Nu, Giulia, n-ai cum să înțelegi. Păi spune clar ce crezi. Păi uite, spune clar ce acum, crezi. Acum a fost un mini-conflict sau între Robert și Anthony. Okay. Tu ai sărit. Tu de fiecare dată, noi băieții, dacă spunem ceva lui Robert, tu sari. Tu sari mult mai impulsiv. Tu nu ești chiar atât de temperată cum este el. Sebastian, este greșit ca iubita ta să intervină să-ți ia apărarea? Nu este greșit. La mine a fost greșit. Doamna Andreea. La mine a fost greșit. Mie îmi place de ei, să fiu sincer cu voi. Sunt șmecheri, vreți să vă mint? Sunt șmecheri la modul, știu să-și facă treburile în emisiune și atât. Adică în momentul în care, Roberta greșește sau dacă nu greșește, gen eu... Am sărit de fiecare dată, eu nu pot să mă abțin. Uite, Robert, dacă Giulia greșește, el nu sare cu gura pe ea cum am sărit eu și cum am făcut eu la Roberta. Știi ce se înțelege de aici? Deranjul tău nu este de deranj, fapt că tu nu reușești să te abții. Eu v-am zis pe față, mi-e place de voi. Care-i problema dacă noi doi reușim să ne abținem și să nu ne certăm? Eu. Bun, bravo, okay, sunt de acord cu voi. Bun, și tu poți să o iei, așa este părerea ta. Noi nu avem deranjuri. Gata, Sebastian. Și de fiecare dată când am avut am vrut să o contrazic, doamna Andreea, pentru că ceea ce am zis acum am vrut să zic încă de dimineață. Ea de fiecare dată a încercat să scoată în evidență că noi dacă facem o răutate asupra lui Robert, el nu răspunde cu aceeași monedă în fața noastră. Asta el nu are nevoie să răspundă el, că răspunzi tu pentru el. Asta e problema. Eu am doar că discuția asta a mai avut loc aici în casă. De mai multe, nu știu, a fost de mai multe ori această situație în care Giulia intervenea și lua apărarea lui Robert. Dacă, nu știu, Patrick zicea ceva, dacă Robi zicea ceva, dacă tu ziceai ceva, oricine ar zice, chiar și o fată, ea intervine și sare să ia apărarea. Asta a fost de fiecare dată. Este greșit, da sau nu? Păi nu am zis că este certat? Ceva greșit. Cine te-a certat? Toată casa, că eu de ce sar când Anthony avea conflicte, eu săream pentru Anthony, toată lumea, inclusiv Robert, zicea că este greșit să te bagi când un băiat se ceartă cu altcineva. Păi trebuie să știi când te bagi și când da, tu, Giulia, te bagi magnific, oricum. Atentă. Am avut discuție la un moment dat în casă, când se discuta faptul cum doi bărbați trebuie să-și poarte bărbătește conversațiile. Atâta timp când nu se exagerează, eu nu l-am jignit pe Robert, Robert nu m-a jignit pe mine, nu înțeleg de ce este nevoie de intervenții. Asta-ți spune că nu e un duel aici. Intervenții răutăcioase. Mie de ce mi-au atras atenție? Cine ți-a atras atenție? Robert. Păi, Rebecca, lasă-mă un pic să vorbesc. Eu în intervențiile lui Giulia am fost jignit.
intervențiile otăcioase. Eu pot să por cu Robert o conversație calmă și știu că am fost... Îmi pare rău dacă te-am jignit, tu era intenția mea și nu mă interesează nici ce faci tu, nici ce fac toți ceilalți. Singurul de care mă interesează este... Și am avut momente în care nu reacționam cum trebuie, dar cu Robert chiar m-am păsat. Și fiecare poate să trăiască așa cum dorești. Și port un dialog cu Robert fără simt. Păcat că voi vă uitați la ce fac alții și nu vă uitați la voi. Gata, 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 liniștiți-vă. Bun, Antoni, uite, Rebecca a intervenit să-ți ia și apărarea, ție, în discuțiile pe care le aveai tu aici în casă. A făcut ok? A făcut, sincer, este un gest frumos. Nu pot să zic că este un gest urât, doamna Andreea, dar eu am avut momente sinceri, ceea ce n-am văzut la Robert, când i-am zis Rebecca, Rebecca, te rog frumos, lasă-mă să discut. Am mai zis și Robert, dar repet, el o spunea cu fața schimbată, roșu la față, ca și bun, cum și eu vreau ai vei convenea ce zice. Uită-te și tu la tine. Deja m-am obișnuit ce cu invențiile tale, Giulia. Doamna Andreea, vreau să zic și eu ceva. Da, hai. Eu ridic mâna și vorbesc. Zi, Moldo, repede. Se vorbește despre treaba asta că se băga Rebecca și sărea lui Antoni, dar Rebecca sărea într-un conflict între Antoni și Robi, dar un exemplu, nu avea nicio treabă cu relația. Nu am sărit doar atunci, Mordo. Am sărit în fine. În de față, ce treabă. Văd eu, ea sare să-și apere relația, pentru că se iau de relația lor. Nu. Și ea sare să-și apere relația. Și eu am, sărit să-mi apăr relația, că toată lumea se lua de relația noastră. Uite cum a zis Sebastian, că... Nu lua pe mine cu ăstea. Nu, mi se pare normal să sară Julie să-și apere relația. Nu se bagă într-un conflict de cear. Moldo, acum greșește grav. Pentru că eu, în primul rând, când am avut discuții cu Robert, n-am avut discuții niciodată referitoare la relația lui, la relația mea cu el. Giulie, dar zice aceleași. Antoni nu poate să vorbească, deci, că Giulie nu se bagă peste. Dar de ce nu vorbim noi cei care suntem implicați? Dacă tu ești așa un om care poți să te controlezi și poți să te abții, lasă să vorbească. Păi spune aceleași. Arată-ne că ești controlată. Să vorbească. Arată-ne că ești controlată. Nu ne arăți că ești controlată. Giulie, mă, că și Antoni de fiecare dată se bagă peste altcineva. Normal să se bage. Neața. Super. Pot să vorbesc și eu, doamna Andreea, un pic. Așa Robert, am să te rog să îți păstrezi răspunsul sau ce vrei să spui în continuare în această discuție pentru mâine. Rugămintea mea este însă la voi, din tot sufletul, dacă într-adevăr vreți să fiți auziți și vreți să vă auziți clar, este să vorbiți pe rând, dacă se poate. Să coborâți tonul, pentru că nu este ok să vorbiți cu un ton ridicat, să aveți respect unii față de ceilalți, în așa fel încât să se înțeleagă. Da, și Giulia a intervenit în discuțiile băieților atunci când era vorba despre Robert. Da, și Rebecca a intervenit în discuțiile băieților atunci când a fost vorba, nu știu, de o discuție între Antoni și băieții. Și cu siguranță și Virginia a intervenit pentru Robi atunci când era într-o relație cu el. Îi mulțumesc. Și Roberta și Alexandra și cu siguranță așa vor face absolut toate fetele. De ce vă deranjează intervențiile lui Julie? Nu știu, vorbiți voi mâine pe conexiune. Bine, toată lumea este ok, ne vedem mâine de la 10 și apoi de la 4 și jumătate, seară liniștită. Adică nu înțeleg care este deranjul adevărat, pentru că se caută niște scuze inexistente. Exact. Eu cred că am avut un comportament decent până în prezent aici în Casa Iubirii, dar acum nu știu, vreți să scoateți de la mine anumite chestii, vreți să mă vedeți nervos, vreți, dacă vreți asta, să știți că nu se va întâmpla. Puteți trăi cu noi în casă așa sau nu? Normal. Vrei să zic nu? Păi întreb. Dacă vrei, eu pot să zic nu. Deci fiecare discuție pe care o are Robert, de fiecare dată lui nu-i place să lungească subiectul și vrea să pună punct. De ce? Ți-e frică să nu ajungi într-o zi în care să fii provocat, să-ți ieși pe aici prin minți? Acceptăm părerile voastre și altceva trăim ce mai aveți. Trăim într-o țară, corect. E momentul de față, mie nu-mi convine, sincer, situația asta. Tu ai foarte multe deranjuri când noi sărim pe Robert, da? Tu ți le expui, tu faci ceea ce simți, tu ești... Ok. Aproximativ ca noi, să zic așa. Okay. El nu este așa. Dar știi de ce? Știi de ce nu este așa? Ia. Yeah. Nu vreau să-și păteze imaginea. Îmi pare rău dacă s-a lăsat, dar n-am vrut să dau. Chiar în voi, în care eu am o relație cu Sebastian în afară extraordinară.